Gata. Salut tuturor, mă scuzați pentru întârzierea ăștia din online, dar am avut aici la sală ceva de rezolvat, niște scrumbi, niște... Că așa suntem noi la Constanța. Reiki, da? Toți ați venit aici și voi din online și voi ăștia din sală, ați venit aici curs de Reiki. Ce e Reiki? V-ați gândit voi? Așa cu... poți să dai puțin mai mică muzica, te rog frumos? Mersi. Ce e Reiki? E o metodă de vindecare, foarte bine. Ce mai e Reiki? O cale de creștere a vibrației, foarte bine. O cale de acces la lumină, foarte bine. E o cale de evoluție spirituală? Da. E o metodă de a ne face viața mai bună? Da. E o grămadă de chestii Reiki, da? Puteți să căutați pe net. Eu vă zic, celor din cursul ăsta online, vă zic tot timpul, băi, căutați voi pe net. De ce? Pentru că găsiți informația cu care rezonați voi acum. Înțelegeți? Deci, adevăruri sunt multe, dar nu rezonăm noi cu toate. De fapt, adevărul e numai unul, dar până să ajungem să rezonăm cu el, găsim niște adevăruri care ni se potrivesc nouă la acest moment. Și așa e și cu Reiki. Foarte mulți se apucă de Reiki ca metodă terapeutică, da? Să își îmbunătățească sănătatea. Alții se apucă de Reiki ca să își îmbunătățească viața. Au câte un aspect în viața lor de nu funcționează prea bine. Se apucă de asta. Alții, ca acces în lumea asta a energiilor, da? Reiki e o metodă foarte ușoară de a lucra cu energia. Foarte ușoară și foarte sigură. Safe, să zic așa. De ce? Hai să ne apucăm vorbind din spectrul vindecării, da? Până la urmă și la urmă, sunt două modalități în care poți să vindeci. Două marșilate, nu-ți mai. Bine, ar fi și a treia, dar asta tot. Nu, două sunt. Una e, vindești tu, cu de la sine putere. Aici se încadrează qigong-ul, aici se încadrează tehnicile de infor energetică, din astea care sunt mai cunoscute la noi. Aici și șamanismul, vindecarea șamanică, la fel, tot aici s-ar încadra. Și al doilea tip de vindecare, vindești cu ajutor. Da? Reiki-ul aici se încadrează. În Reiki, noi învățăm să canalizăm lumina dintr-un anumit cer, din cerul 8, să zicem, și să o folosim pentru a face bine, în principiu. Pentru că lumina, e greu cu lumina să faci rău, să dăunezi. Pentru că lumina asta tu o canalizezi, dar ea are o voință proprie. Înțelege? Hai să începem cu Mikao Usui, pentru că e nevoie să-l onorăm pe el. El e inventatorul Reiki-ului, da? Aș citi despre el câte ceva? Mm-hmm. Măi, nu a inventat el Reiki-ul, Mikao. Vreau să demolesc chestia asta. El l-a redescoperit. Da? Reiki-ul a venit prin Gabriel. Prin Arhanghelul Gabriel ne vin toate darurile pe pământ. Gabriel i-a adus lui Mikao Reiki-ul. Există un mit cum că... Vă zic povestea romanțată și povestea adevărată despre Mikao? Adevărată. Adevărată? Hai să pornim. Hai pornim de la povestea vehiculată peste tot și după aia trecem și la cea adevărată. Se zice că Mikao era preot și avea o școală de aia de catehism prin Japonia. Și îi învăța pe copiloi. Și copiloi a ajuns la Isus. Și îi învăța despre ce făcea Isus, cum vindeca Isus. Și copiloi, niște japonezi foarte creștini, chiar creștini ortodoxi, chiar putem să zicem dași liberi, l-au întrebat, măi Mikao, dar cum făcea Isus vindecarea asta? Păi vindeca, eu știu cum făcea. Le-a dat el un răspuns mai așa, mai îndoi pe, dar și-a notat undeva cum făcea.
Și a început să se gândească. Copiii ăștia mi-au dat o temă. Hai să văd eu cum făcea Iisus vindecările. S-a gândit el. Păi punea mâinile și îi vindeca. Dar totuși, cum îi vindeca? Așa că, la fel ca orice dac liber japonez, preot, ce vreți voi, s-a retras pe un munte, pe muntele Kurama. Era un munte sfânt. S-a retras acolo și el s-a gândit. Să vedeți cum a pus o biserică foarte mișto ca să bage reichiul sub aceeași cupolă. S-a gândit că Iisus a ținut post, da, de 40 de zile. Și s-a gândit să se urce pe muntele Kurama și să țină și el un post negru de 40 de zile. Ca să își dea seama cum face Iisus vindecările. Zici, făcut, s-a cocoțat acolo. După 21 de zile de post negru, 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 a avut o stare așa de extaz, adică să zicem a leșinat de foame și de sete. Da? În fine, a leșinat, dar chiar a avut o stare de extaz, că a văzut niște bile luminoase venind spre el, intrându-i în căpățână. S-a trezit, mamă, știa să vindece. Și a început să facă și niște minuni, că așa e fain în biserică, totul dă după același șablon. Da? Iisus făcea minuni și Micau făcea minuni. Micau, ce minune am făcut! Coborând el vesel de pe munte și înfometat, se cam grăbea. Știți cum au japonezii, șlapii aia de lemn așa, da? Și el cobora de pe munte, înfometat. A dat piciorul într-o rădăcină, într-o piatră, nu știu exact în ce a dat. Și s-a julit. S-a tăiat, s-a... Ce a făcut el? A, acum știu să vină. Lua mânuțele frumos, le-a pus pe picioruși. Și s-a închis tăitura, julitura, s-a vindecat. Asta e prima minune a lui Micau. A coborât, a doua minune a lui Micau, a coborât, era o cârciumă, ca la baza oricărui munte de meditație, o cârciumă jos, da? Și ăștia erau obișnuiți cu cei ce veneau din meditație. Îi vedeau așa, după oi, măi, tu ai stat pe muntele Kurama acolo. Da. Ești înfometat. Da. Hai că îți dăm o supică, îți dăm o zeamă lungă, ceva, ca să nu te... Voi ați ținut vreodată post negru? Ați văzut ce se întâmplă după ce mănânci? E cam ciudat. Da? Nu poți să te apuci direct cu ceafă și cartofi prăjiți după post. În fine, Micao s-a dus, a bătut cu pumnul în tejghiaua de la bar și a zis, mie dați în ceafă cu cartofi prăjiți. Bine, echivalentul japonez, da? Echivalentul japonez e orez cu murături. Da? El își dorea orez cu murături. Da, e liniștit. Intră, intră. Vezi dacă mai avem locuri, dacă nu mai am două scaune. Așa. Orez cu murături. Hanjiu i-a zis, băi, Micao, oricât de șmecher ești tu, dar orez cu murături, dacă mănânci după post, nu o să-ți pice bine. Nu contează. Micao a mâncat și s-a simțit bine. A doua minune a lui Micao. A treia minune mi se pare că o durea o mână sau măseaua pe hangiță. A pus mâinile Micau, a vindecat. Da? După aia foarte frumos s-a dus la el în oraș și a făcut o școală de vindecare. Asta e povestea oficială. Toți o știm pe asta, sunt nenumărate manuale în care puteți să o citiți. Doar că nu e adevărat. Și să începe o cale pornind de la un neadevăr, mie mi se pare un pic greșit. Nu e greșit în totalitate, că tu poți să folosești reichiul, dar e bine să-l înțelegi pe Micao de fapt ce a fost el. S-au dus niște oameni după el și au stat să studieze. Biserica catolică, cea prezentă în Japonia, păstrează foarte bine registrele. Micao nu a fost preot. Micao n-avea nicio treabă cu biserica catolică, ortodoxă, creștină, nici cu zalmoxe, nu era nici dac. Da? Micao era un călugăr budist. Și mai era și, mi se pare că era din budismul zen sunit, aia care se ocupă cu dezvoltarea minții până când reușesc să o elimine. Micao a fost bun la învățătură. Lui i-a plăcut să învețe. Știți că la budiști vine un moment în etapele pe care le parcurge un călugăr, în care e nevoie ca acel călugăr să iasă în lume și să facă ceea ce e el bun. Unii se duc și șlefuiesc diamant. Unii se duc și își deschid sală de arte marțiale. Micao era bun la învățături. El și-a dat seama
Băi, eu am învățat atât. E foarte mișto tradiția asta budistă. E o cale de evoluție spirituală. Cum fac eu să aduc? Pentru că asta e în budism. Tu, e nevoie să dai lumii necondiționat. De asta e o religie mișto. Și să nu faci rău. Altă chestie mișto. E nevoie să dau lumii ceea ce am primit eu în mănăstire. Doar că viața unui călugăr budist e destul de grea, e destul de aspră. Ore lungi de meditație, tot felul de poziții, tot felul, un regim alimentar foarte strict. Știți că ăștia, călugării budiști, am văzut și eu pe Netflix, nu mănâncă ceapă și usturoi. Știți că astea ci că dăunează evoluției spirituale, pentru că îți dau o stare de agitație și nu poți să mănânci, nu poți să meditezi. Ei mănâncă niște mâncăruri de-astea, cam nesărate, cam... Și la noi îți spune că acum nici ceapă seara te-ai somnul. Te-ai somnul, da? Uite, nu știam. Deci ceapa și usturoiul, dacă vreți să meditați, reduceți-l. La noi, la Olteni, păi se mănâncă usturoiul. Și ceapa, au praz, nu? Praz, praz. În fine, la noi, la Daci Libere. Da, e cam greu cu meditația la noi. Și s-a gândit, băi, e nevoie să împărtășesc asta lumii. Hai să găsesc o cale prin care să dau calea asta mai multor oameni, să dau acces pe calea asta mai multor oameni. Și să nu fie nevoie să aibă un regim strict de mănăstire, cum a avut el. Așa că s-a dus și a studiat. S-a dus la universitate, da? La facultate. A plecat Micau la facultate. S-a dus prima dată la el în Japonia. A învățat, mi se pare că, medicină prin Japonia. A zis, ok, foarte frumos, foarte elegant, vreau să văd și ce mai e pe globul ăsta pământesc. Și a plecat în Germania. L-au găsit că în Germania a studiat drept Micau. Deci s-a dus în total altă lume. Gândiți-vă, Japonia, Micau era născut 1865. Ca să aveți și un pic de context. El pe la 15 august, da? Uite, nu știu Freud când e născut, dar știu că în același an Sigmund Freud e cu Micau. Deci a fost nevoie pe pământ să vină ceva atunci. S-a dus, a studiat în Germania, a văzut total altă lume. Gândiți-vă că a intrat în contact cu ideile astea despre psihologie în Germania. Că a apăruseră la noi în Europa. A zis, ok, am văzut și lumea veche. Hai să mergem și în lumea nouă. A plecat și în America, pe la San Francisco, și că s-ar fi dus, acolo erau mulți asiatici. Acolo istoria a studiat, nu știu ce istoria a studiat el în America, da, în fine, asta a făcut el. Deci el a făcut 3 facultăți, Micau, e genul ăla, da? S-au găsit înregistrări despre el că ar fi fost student. Nu că le-ar fi și terminat pe toate. Acum sper să nu se supere pe mine Micau, că îl dau un gând, dar... Important e că am învățat. A învățat și a vrut să cunoască tipuri diferite de societăți. În Japonia, gândiți-vă, medicina. Dar istoria nu era la fel cum se predă istoria în Europa. Dreptul nu era la fel cum se predă istoria în America. Dreptul nu era la fel. Aveau total alt sistem japonezii față de europeni. S-a întors în Japonia. Cu toată cunoașterea asta pe care a acumulat-o el plimbându-se pe 3 continente, a zis, hai să facem un sistem accesibil omului de rând, pentru că a cunoscut oamenii de rând, prin care să aibă acces la divinitate. Și a făcut Reikyu. El Reikyu așa l-a gândit, ca o cale de evoluție spirituală. Dar el cunoscând toate lucrurile, medicină, istorie, drept, și-a dat el seama, măi, ca să vorbim de evoluție spirituală, e vorba în primul rând să ne ocupăm de corpul fizic. Da? Așa că Reikyu conține și partea asta de vindecare, de vindecarea fizicului. Pentru că fără un corp sănătos, fără un corp armonios, prin care să curgă bine energiile și care să nu te doară și să nu te împiedice, nu putem să vorbim de evoluție spirituală. Îmi pare rău. Putem să vorbim, dar nu are o bază sănătoasă evoluția noastră spirituală. Tot pornește de la corpul fizic. La noi ce a rămas din Reiki a rămas chestia asta. E o artă terapeutică. Corect. Dar asta e doar o dimensiune a Reiki-ului. Sigur,
Se zice că Mincao ar fi fost un cutremur în zona lui și foarte mulți oameni ar fi fost răniți. Și Mincao și-ar fi pus o tarabă și a început să-i vindece pe toți. Un cabinet, da? Și a început să-i vindece pe toți. Și toți, s-a făcut o coadă lungă de oameni care aveau nevoie de vindecare. Mincao i-a luat la rând. Cum v-am luat eu pe voi la inițiere? Hai, treci! Îi vindeca, îi vindeca, oamenii se vindecau. Coada lungă, 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 da? A stat nu știu câte zile și doar a vindecat. Luna nu știu câta zi, a văzut că i-a venit din nou un om la coadă. Deci se ducea, se vindeca, stătea, stătea. Nu, după câteva luni, după câteva luni, așa e povestea. Iar s-a pus la coadă și îl vede, bă, dar nu te-am vindecat pe tine? Ba da. Păi și ce aveai? Păi aveam asta. Și? Păi iar am căzut în patima alcoolului, iar m-am nu știu ce. Și asta zice, opa, sistemul meu de vindecare nu e complet dacă lucrează doar pe fizic. E nevoie să lucreze și pe emoțional. E nevoie să lucreze și pe mental. E nevoie să lucreze și pe partea spirituală. Pentru că omul, până la urmă, e un tot. Așa că vindecarea prin Reiki e o vindecare holistică. Nu se vindecă numai fizic. Nu se vindecă numai energetic. Nu se vindecă numai mentalul sau emoționalul. Se vindecă toate deodată. Înțelegeți? Asta e cheia în care vreau voi să priviți Reiki-ul. Ca un fel de... I-aș zice panaceu universal, dar are deja o conotație negativă în societatea noastră dominată de marketing. Dar da, până la urmă, cu Reiki puteți să faceți orice. Puteți să vindecați orice la voi. Da? Gândiți-o așa. Și așa să-mi faceți Reiki. Gândindu-vă că puteți să faceți orice. Ce mai e important pentru voi ca viitor reikiști? Foarte, foarte important. Am văzut asta după ce am învățat eu Reiki, după ce i-am învățat pe alții Reiki. Am văzut că e foarte important să cunoașteți o mică parte din anatomia spirituală a omului. Da? Toți am auzit de chakre, da? Chakra aia, chakra aia, înaltă, rogvaiv și tot felul de chestii de astea. În Reiki nu există chakre. Îmi pare rău să vă zic. Noțiunea de chakre nici măcar nu e de la japonez. E de pe la hinduși, de prin partea aia. Adică geografic o distanță destul de mare pentru anii aia, vorbind de 1900. Atunci era cam greu din India să ajungi în Japonia. Dar în fine, noțiunile să zicem că treceau. Dar Mincao nu a lucrat niciodată pe chakra. Chestia asta că noi în Reiki ne folosim de noțiunea asta anatomică spirituală a chakrei. Asta e o găselniță, s-a introdus pe undeva prin anii 50-60. Secolul nostru, 1950-1960. Așa a venit Reiki-ul din America către noi. Pentru că Reiki-ul, să știți, are ceva în comun cu pizza. Amândouă îmi plac, un lucru în comun. Dar al doilea lucru a venit dinspre America, spre noi. Știți, pizza e în Italia inventată. În China. În China. Da, în fine. Unde o fi fost ea inventată, dar popularizată a fost de soldații americani care au venit după primul război mondial și au început să facă pizza la podul Brooklyn, la piciorul podului Brooklyn. Și de acolo s-a răspândit în toată lumea. Americanii ăștia au capacitatea asta de a răspândi lucrurile. La fel și Mincao a inițiat pe... Nu mai știu cum îl cheam. A inițiat pe cineva, după aia a inițiat, acel cineva a inițiat pe Takata. Și Takata s-a dus în America și s-a răspândit Reiki. Lua $10,000 pe o inițiere de maestru. În anii 50. În banii noștri, știți că poți să găsești paritatea, dolari de atunci cu dolari, ar fi vreo $180,000. Atât lua ea pe o inițiere de maestru. Și totuși Reiki-ul s-a răspândit. Că Reiki-ul se răspândește prin maestri, da? E nevoie să fii inițiat de un maestru ca să practici Reiki. A înflorit, să zic așa, Reiki-ul din America. Și a venit spre noi. Ei au adăugat componenta asta a chakrelor.
japonezii pur și simplu lucrau pe om. Da, îl luau de la cap până la picioare, își plimbau mâinile pe el, pentru că asta însemna Reiki pe vremea lui Mikao. Terapie prin punerea la palme. Simbolurile astea de care auzim acum Reiki. Asta iar sunt o găselniță de pe la Hawashi. Hawashi, da. Hawashi a găsit niște simboluri. Simbolurile ce sunt? O bancă de date. Sunt niște modalități în care energia e folosită. Astea sunt simboluri. O să vorbim. O să vorbim despre ele. Să ne întoarcem la anatomia spirituală, că de la asta pornisem și de la chakra. Ca să înțelegeți sistemul chakrelor, e bine să înțelegeți cum suntem noi formați și de ce e nevoie de chakra. Noi oamenii avem trei mari structuri. E vorba de sine, partea din noi situată în zona bazinului, șarpele Kundalini mai numit, e partea din noi care se reîncarnează, se reîntrupează, asta vine, trăiește o vreme, după aia iar se ridică la cer, după aia iar vine pe pământ, mai trăiește o vreme, iar se reîncarnează. E o parte veșnică din noi și suntem noi de fapt, da? Ca acest sine să coboare pe pământ, e nevoie să vină cumva. Ați văzut voi, universul ăsta e foarte eficient. Și el nu prea, el face economie. Nu creează lucruri noi, că altfel un om ar avea câte 5 mâini, altul ar avea una, altul ar fi, toți am fi diferiți. Dar ați văzut, la noi se întâmplă lucrurile cam la fel. Cum a coborât primul spirit înalt în materie? Care a fost primul spirit de a coborât în materie? Lucifer. Dacă e să o luăm pe asta creștinească, iudeo-creștină, că tot a fost Pesahul ieri, chiar cum v-ați simțit? A fost Paștele, v-a zis Paște fericit și de-astea? Cum? Că a fost Paștele evresc. Vedeți cât de limitați suntem dacă stăm doar în bula noastră creștin-ortodox? În fine. În mitologia iudeo-creștină, primul spirit care a coborât din cer, în materie, a fost Lucifer. Ce s-au certat ei pe acolo? Out. Și a coborât, da? Cum se zice în ortodoxie? Îngerii căzuți s-au transformat și au pierdut aripile și frumusețea. Și s-au transformat în șerpi, în scorpii și în balauri. Da? Exact, exact, exact la fel venim și noi pe pământ. Ne transformăm din ce suntem noi pe acolo, vreun îngeroi, vreun omuleț, vreo sferă, vreo floricică, vreo panseluță, ce-o fi noi pe acolo, ne transformăm într-un șerpișor. Da? Șerpișorul ăsta, ca să poată să trăiască în planul material, planul material fiind întuneric, e nevoie să aibă așa ca un fel de costum de cosmonaut. Altfel știți ce se întâmplă când un spirit coboară de undeva din cerul 18-19, așa, coboară și intră în materie? Să știi, ești de aproape de adevăr. Ce se întâmplă când o lumină coboară în întuneric? Mai e întuneric? Luminează, da? Hai să vă zic, Sodoma și Gomora, da? Știți că acolo au studiat oamenii, au găsit nisipul transformat în sticlă, au zis că a fost ca o explozie de bombă atomică. Doamne, Doamne, a trimis doi îngeri și ăștia nu și-au luat câmpuri. Da? Nu și-au luat costumul ăsta care să-i protejeze de întuneric. Lumină pură fiind, au coborât în materie, în întuneric și au distrus materia. Înțelegeți? Aia noi coborâm, trebuie să ne luăm niște câmpuri. Și cum venim noi din cer, de mai sus, de mai jos, de unde o fi, ne luăm niște învelișuri. Învelișurile astea sunt tot formate de lumină. Din lumină. Sunt tot de la Dumnezeu. Doar că e o lumină de vibrație mai mică decât aia de sus, de sus. Da? Lumina asta, ca să ne învelească, e nevoie să fie generată de undeva. E generată de cer. Dar cum intră în noi?
prin sistemul chakra. Și de asta avem mai multe chakre, ca să avem învelișuri mai multe, ca foițele de ceapă, cum e reprezentarea aia, dar să putem să le generăm în permanență, pentru că, ok, lumină, lumină, dar noi trăim în întuneric aici. Dacă e întuneric, întunericul consumă lumina asta. Deci noi ne-am consumat câmpurile dacă n-am avea un izvor nesecat de energie. Fiecare chakra, prima dată a apărut chakra asta de sus. După aia, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Da? Ca să putem să avem mai multe câmpuri de astea. Fiecare chakra generează un câmp. Chakrele sunt așa, ca un fel de turbion. Da? Avem 7 chakre principale pe corpul fizic. 2, 7 e orientată în sus, 1 e orientată în jos și restul au câte 2 proiecții. Ele se rotesc cam așa. Când se rotesc așa, iese lumină din ele și se face așa un fel de gogoașă în jurul nostru. Nu pot să vă desenez pe tablă, că nu prea se vede. Avem o tablă care nu mai acceptă scrisul prea mult pe ea. Dar o să remediem chestia asta. Și se generează gogoșile astea, numite câmpuri. Totalitatea câmpurilor este numită aură. Da? Cine e aura de aici? Deci aura, avem aură. Totalitatea chakrelor ăstora, cele 7 chakre, emițând lumină, fiind conectați la Doamne, Doamne, primind lumină, și o dăm prin chakre, formăm aură. De asta Reiki a ajuns să se facă pe chakre. Pentru că tu, deblocând o chakră, punând mânuțele pe ea, trimițând lumină și deblocând-o, îți reîntregești câmpul acesta. Reîntregindu-ți toate cele 7 câmpuri principale, îți reîntregești aura. Asta înseamnă că tu îți reîntregești costumul de cosmonaut pe care îl folosești să te aperi de întunericul planului material. Înțelegeți? Dacă acest costum e întreg și e luminos și e puternic, începe și corpul tău să se vindece sau să se simtă bine în lumea materială. Altfel, întunericul de afară pătrunde și creează boală. Blocaje. Asta e pe partea energetică, dar la un moment dat creează în fizic chiar boală. Înțelegeți? Deci, ce sunt chakrele? Aș vrea să înțelegeți. Eu vă iau un pic haotic, pentru că unii au înțeles ceva, unii au înțeles altceva, unii altceva. Și vă iau un pic haotic ca să pot să le repet și să le îmbim frumos după aia. Centri energetici, prin care intră lumină. Lumina asta ce face? Ne formează câmpuri. Da? Având câmpul întreg, noi suntem apărați de planul material. Acum nu e vorba că suntem apărați. Noi suntem totuși niște ființe de lumină, da? Și lumina în materie, v-am spus ce înseamnă. Dacă e lumină multă, distruge materia. Dacă nu e chiar atât de multă lumină, materia stinge lumina. Sunteți ca o lumânare. O lumânare are nevoie de o protecție, ca să nu stingă vânt. Cam asta e aura noastră, această protecție. Aura, v-am spus, provine din chakra. Lumina care vine din chakra. De unde vine ea? Ia spuneți-mi. De la Duhul Sfânt. Asta e un răspuns foarte ortodox. Univers. Păi de unde vine toată lumina? De la Doamne, Doamne. Că îi zicem Doamne, Doamne, că îi zicem Marele Arhitect, că îi zicem Marele Spirit al Vânătorii, că îi zicem Iahve, că îi zicem cum vrem noi să îi zicem. Că îi zicem Univers. Că îi zicem ființă supremă. Tot aia e. Toată lumina provine din aceeași sursă. Mișto e că și tot întunericul tot de acolo provine. Noi suntem în permanență alimentați cu lumină. În momentul în care ni se taie legătura asta cu lumină, suntem ca o mașină care are un rezervor, da? Limitat. Consumăm benzina, ce se întâmplă?
nu mai funcționăm. Ce se întâmplă când mașina asta? Se degradează. Vine nu știu care îi mai fură un cauciuc, alții mai fură o ușă. Și uite așa, rămâne, se duce la fier vechi. Înțelegeți de ce atât de importantă e conexiunea noastră la lumină? Fără lumină nu putem să funcționăm. Mișto e că nici fără întuneric nu putem să funcționăm. Suntem un sistem foarte complex și v-aș recomanda să citiți tot ce puteți despre chakre și cum funcționează. Pentru că o să înțelegeți despre chakre, aș putea să țin un curs care să țină vreo 2-3 zile. Și n-aș termina câte sunt de vorbit despre chakre. Așa că documentați-vă singure. Eu vă spun atât. Chakrele sunt niște porți prin care lumina Dumnezeu intră în corpul nostru și creează în jurul corpului un înveliș energetic de protecție. Cu cât vă funcționează mai bine chakrele, cu atât sunteți voi mai protejați de întunericul din exterior și cu atât funcționați voi mai bine ca ființă. Sinele ăsta al vostru e învelit, da, de aur. Am lămurit-o pe asta? Cum apărem noi pe aici? Cum reușim să trăim în materie? Cât de cât? Întrebări? A doua componentă. Din a doua mare componentă. Da? Vorbim în mare acum, vorbim în detaliu. A doua componentă e sufletul. Sufletul e o energie. Dacă sinele era efectiv o ființă, era șarpele Kundalini, sufletul e o energie pe care o primim de la nivelul, de la Dumnezeul, de la nivelul căruia venim. Sau căreia, că mai sunt și Dumnezeu femeie. Da? E o energie. Energia asta ne dă viață. Dacă sinele e șoferul, sufletul e motorul mașinuței ăsteia pe care o conducem noi prin planul material. Da? Și în funcție de meritele sinelui din alte vieți, Doamne, Doamne, ne dă un suflet mai mare, mai mic, mai luminos. Unele programe e ca și cum, pentru că eu în altă viață m-am descurcat bine, am făcut nu știu ce lucru pentru Dumnezeu meu, viața asta mie mi-a dat un motor de 400 de cai. Da? Asta înseamnă un suflet mare. Da? În suflet sunt trecute toate programele pozitiv, pe care Dumnezeu, de la nivelul căruia vii, ți le dă pentru viața ta pe pământ. Ca să poți tu să-ți îndeplinești misiunea, că tot e un concept frumos ăsta cu misiunea personală pe pământ. Da? Și în sufletul ăsta sunt trecute înălțimea, cât de sănătos ești, cât de musculos ești, sau poate cât de burtos ești. Sunt trecute lucrurile astea și cât de inteligent ești, sunt trecute, cât de mulți bogăția, da? Cât de multe bucuri de dragoste. Toate lucrurile, toate programele pozitive pe care vi le puteți voi imagina, sunt trecute în suflet. Dacă ai un talent special, e trecut în suflet. Dacă faci mulți bani, e trecut în suflet. Dacă ai rezistență fizică, un corp fizic puternic, e trecut tot în suflet. Dacă ai un emoțional puternic, e trecut în suflet. Înțelegeți? Toate bucuriile. Chinezii vorbesc în spatele omoplaților. Se găsește în metafizica chineză cămara bucuriilor. Sau cămara comorilor. Ceva de genul zice. Și acolo găsiți toate comorile pe care puteți să le accesați în viața asta. E același lucru. Sufletul e poziționat, dacă sinele ar fi în jurul bazinului, în jurul chakrei 2, sufletul ar fi cam pe aici, în coșul pieptului, capul pieptului, nu știu cum se numește. 30% din el, că el e răspândit în toate structurile noastre, în toate câmpurile noastre. Dar 30% din el e concentrat în piept. Da? Și se pierde foarte ușor. Asta e o chestie pe care voi o să o învățați, să o remediați prin Reiki.
Căutați, Dragoș Argeșanu are niște videoclipuri despre suflet. Căutați să înțelegeți sufletul, da? Energia asta se poate măsura cât de mare e sufletul unui om, se poate măsura cât de întreg e sufletul unui om, cât mai are din sufletul cu care a venit pe pământ. Pentru că sufletul ăsta se poate pierde, se poate murdări, se poate fura, se poate rupe, o grămadă de chestii. Dacă eu v-am zis că toate bucuriile la care aveți acces pe pământ sunt înscrise în suflet și toate programele pozitive, cum e bine? Să avem mult suflet sau puțin? Tot! Să-l avem pe tot! După ce-l avem pe tot, să-l sporim. Pentru că sporind, ni se adaugă bucurii. Eu le făceam în storia mai de mult o analogie, că toți veneau probleme de bani, da? Îi ziceam, ok, câștigi 1000 de euro și vrei mai mult, da? Să zicem că sufletul tău era atâta. Și aveai drept să câștigi pe lună 1 milion de euro. Tu ai pierdut din el, ai pierdut zerourile, da? S-a dus o bucată de suflet care avea fix 3 zerouri. Vorbesc serios așa, tratați-vă sufletul. Deci atât de important e. Și asta cu banii e ultima, dar ne lovește pe noi românii cel mai tare. Da? Și dreptul de a te bucura de iubire e trecut în suflet. De nu vă simțiți ok în relația de cuplu sau așa, tot pe sufletele obele. Sau de nu vă găsiți. Mai e chestia asta, dar eu când o să-mi găsesc? Eu știu. Nu știu. Dar să ai sufletul la tine în momentul în care îl găsești sau o găsești, măcar să poți să te bucuri de ea, că altfel știi ce se întâmplă? Stai într-o relație și nu te bucuri de iubire. Nu poți să te bucuri dacă nu ai suflet. Sau dacă n-ai programul ăsta în suflet. Altă parte de structură. Din structura asta a noastră energetică, spirituală. E îngerul. Îngerul, uite, în Cabala, că tot a fost Paștele lor ieri. În Cabala se spune că îngerul e triunghiul superior. Da? Temă pentru casă. Măcar uitați-vă și voi, căutați arborele sefirotic. Nu e o carte, e o poză. E o planșă, să zic așa. Și uitați-vă voi acolo printre sefiroți, că sunt în unele planșe, sunt împărțiți pe triunghiuri. Trei triunghiuri, unul superior și două triunghiuri cu vârful în jos. Triunghiul cu vârful în sus e înger. V-am spus, analogia cu mașina, da? Ne întoarcem la ea. Sinele e șoferul, sufletul e motorul, îngerul ce? Îngerul e pilotul automat. Pentru că sinele, în momentul în care coboară de sus, way up high de acolo, coboară pe pământ, coboară adormit. Ca să nu-și aducă aminte toate experiențele prin care a trecut în alte vieți sau prin cer. Așa hotărăște Dumnezeu. Să ți se dea un reset și tu pornești în viața asta de cele mai multe ori adormit. Cine conduce? Îngerul. Mai țineți minte din viețile voastre, noi ăștia mai bătrân, că ăștia mici vin treziți. Dar pe vremea noastră era, mergeai la școală, te duceai acasă, nu puneai prea multe întrebări, ajungeai la un moment dat. Dacă era în programul tău să te duci la câte o facultate, habar n-aveai de ce te-ai dus la facultatea aia, dar tu mergeai, după aia te apucai de muncă, nu știai ce-i cu capul tău pe acolo, și apărea la un moment dat trezirea. Și deodată făceai, bă, dar eu ce am făcut până acum? De ce am făcut chestiile alea? De ce m-am dus la facultatea aia, că n-are nicio legătură cu mine? De ce muncesc în locul ăsta? De ce stau lângă soțul, soția asta, câteodată, ce-i cu copiii ăștia, că eu ne-am treabă cu copii. E, în momentul ăla, sinele se trezea. Îngerul condusese până atunci. Făcea tot ce îi spunea Dumnezeu, că e bine pentru omul ăla să facă. Deci, pilot automat, da? Pilotul automat, voi cum îl setați la mașină? Îl setați, eu îl setez pe autostradă la 139 de kilometri. Da?
Tu nu îl setezi, nici eu nu îl setez, că și pe mine mă cam enervează. Dar în fine, să zicem că dacă l-ai setat, îl setezi și tu la limita legală, să nu te... E, cam așa funcționează îngerul. El știe ce are de făcut. E o combinație între pilot automat și GPS, dacă vreți, să păstrăm analogia cu mașinile, da? El știa că tu e nevoie să ajungi la Oradea, știa cam pe la ce oră, viteza o ajusta în funcție de chestia asta, calcula și opririle, să pună benzină, să mergi la toaletă, să mergi să mănânci ceva, tot în funcție de lucrurile astea. Tu te trezeai la un moment dat, că pentru că toți în viața asta ne trezim. Vă garantez, unii se trezesc la 99 de ani pe patul de moarte, dar toți se trezesc. Alții vin deja treziți. Așa hotărăște Doamne, Doamne, că e bine pentru el. Îngerul conduce. Da? Îngerii ăștia, cum se vă zic eu? Se mai poate învăța un cer așa ca până? Da. Da, să știi că nu neapărat să se îmbete, dar să fie bolnav. Știi, să fie lipsit de chef și bolnav. Și să zică, bă, azi nu pot. Se poate chestia asta. La îngerul vostru gândiți-vă ca la o ființă vie. Pentru că e o ființă vie, doar că n-are trup. Când nu-l vedeți voi, nu înseamnă că nu există. Când vin aici, bă, eu nu cred în reichii asta, că puii mei, astea nu le văd. Și zic, foarte bine. Dar întreaba asta cu pandemie, crezi? Da, normal, că nu știu ce. Păi și pe asta o vezi, cum puii mei? Cum? Deci exact ca o ființă vie. Și chiar mă gândeam aseară. Eu când eram mic, eram de o creștinătate absolută. Singura rugăciune de a reușit eu să învăț. Până târziu, până la 18 ani. Acolo am... Deci singura rugăciune de o știam eu până la 18 ani era înger, îngerașul meu. De la bunici. Exact, exact. De la bunica m-a învățat bunica înger, îngerașul meu. S-au chinuit să mă învețe crezul la un moment dat. Voi știți ce lung e ăla? Aveam o mătușă care se chinuia, spunea cu mine, după aia împărate ceresc, se chinuia că era mai scurt. Nici aia, nici tatăl nostru nu ține aminte când era fără. Înger, îngerașul meu, băi, e foarte bună rugăciunea. Pentru copii și nu. Nu, pentru noi ăștia, și pentru noi ăștia mari e bună. Deci e bine să aveți o comunicare cu îngerul vostru. E chiar o ființă vie, îngerul vostru. V-am făcut anatomia spirituală, și da? Și dacă nu pare prea fericit, așa? Fericește. Vezi ce își dorește. E supărat? Tu când nu-i răspunzi cuiva? Nu când ești supărată? Sau s-ar putea să ai unul mai puțin vorbăreț? Eu am avut o lungă parte din vreme un înger femeie. Da? Era o gacică. Și asta mai vorbea din când. Băi, dar am primit la un moment dat unul bărbat. Muclez. Ăsta făcea atât, dar nu zicea nimic. Nu, era foarte tăcut așa. Deci unii sunt mai vorbăreți, alții sunt mai... Cât de des se schimbă? Cât de des ai tu nevoie? Dacă îți schimbi joburile de la o zi la alta, o să se schimbe un pic îngerașul tău. Dar de obicei, îngerul pe care tu îl primești când ai venit pe pământ, ăsta ca rămâne cu tine. Înțelegi? S-ar putea să primești alți îngeri mai mari și el să scadă în ierarhie. Să nu mai fie șeful principal al corpului de îngeri. Chiar cu îngerii ăștia, știți că prin Reiki, că v-am făcut inițierea, prin Reiki se primesc niște îngeri. Prin botez se primesc niște îngeri. La naștere se primesc niște îngeri. Deci vreau să nu mai aud chestia aia că un copil nebotezat n-are îngeri. Da? Vreau să fiți siguri că un copil, oricum ar veni el pe pământul ăsta, are un ghid, o ființă care îl ghidează. Triburile alea din Amazon, ce n-au copiii ăia, n-au nici n-aud de creștinism. Sunt triburile alea, de, nu le deranjează nimeni. Ei stau acolo, între cei 20 de copaci ai lor, nu comunică cu exterior. Ce aia, n-au îngeri? Cum să n-ai? Ce-a făcut Dumnezeu a trimis că ce fac? Ei tot Dumnezeu a trimis că mă, că n-au venit.
poate sunt chiar mai fericit. Da, da, da. Eu nu cred că m-aș plictisi. Stau între 20 de copaci. Păi și ce? Tot plecam de acolo. Hai pe leaua mea, ea rămâne acolo. Ci că se mai mută. Îi urmăresc ăștia prin satelit, după cum taie copacii. Dar se mută așa, într-un areal de 2 km pătrați. Nu se mută foarte tare. Îi țin acolo. Poate nu l-a rezistat în sau în altă... E, n-a rezistat. Omul se obișnuiește cu orice. Se adaptează, dar cum se adaptează, poate să îi ia pe... Înger? Mowgli nu, sau nu știu, Mowgli nu știu, dar Tarzan știu că ajunsese la costum la un moment. Da, 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 vezi, mai întâlnit și desene animate, Tarzan nu stă de la oraș. E frumos și ai vorbat mult. Păi și la școală. Mowgli, nu știu, Cartea Junglei am citit-o, dar ce face el după aia? Ori nu mai țin minte, ori nu era. Se îndrăgostește de o fătucă. Da. Să știți că Rudyard Kipling avea acces la lumea asta spirituală și a scris niște povești destul de deștepte. El a urmărit natura, i-a plăcut foarte mult, a stat prin India pe acolo. Și a urmărit ce se întâmplă acolo. Mie mi-a plăcut mult, mai mult decât Cartea Junglei, mi-a plăcut povestea aia cu Rikki Tikki Tavi. O știți cu mangusta? Rikki Tikki Tavi și Cobra Nan? E cu o mangustă care se luptă cu o cobră. Învățați foarte multe și din aia. Da, în fine, Rikki, hai, eu vă bag în toate și mai plecăm diseară. Rudyard Kipling, ăla de-a scris Cartea Junglei. Acum că știm cum suntem noi construiți, hai să ne ocupăm de Rechi. V-am zis de botez, da? Și de unge. Inițierea pe care v-am făcut-o în Rechi, de-aia v-am și zis să căutați despre botez. V-am zis, parcă, nu? Ieri. Seamănă foarte tare cu un botez. Ce v-am făcut? O să fac odată, o să filmez odată o inițiere, dar la cursul de maestri. O să filmez o inițiere să vedeți ce se întâmplă. Voi ăștia din sală ați văzut, nu-i mare chestie. Ce se face? Sinele se ridică, se ridică în cap, se deschide chakra coroane și se introduc niște simboluri din Reiki, de v-am zis, sunt niște baze de date energetice, da? Ei se bagă sinelui în căpșor. Sinele își ridică vibrația pentru că a primit informația asta nouă. Apoi el e dus la locul lui, se deschid niște centri energetici, se activează centrii palmelor, se activează centrii tălpilor și conexiunea asta, chakra 7, care e conexiunea noastră cu Dumnezeu, cu lumina, cu Universul, asta se potențează, se upgradează, să zic așa. Dacă ar fi să zicem că noi avem o țeavă aici, îi se mărește diametrul, DN-ul și PN-ul. Le știți pe astea? Da. Diametrul nominal și presiunea nominală a țevuștii ăștia de ne conectează cu divinitate, se măresc. Da? Ca să putem canaliza mai multă lumină prin noi. Deschizându-și între ăștia ai palmelor și al tălpilor, noi putem să canalizăm lumină și să o folosim pentru ce vrem noi, da? Autovindecare, vindecarea altora, deprogramare, evoluție spirituală, exorcizări, ce vreți voi. Nu glumesc. La Reiki gradul 1 se pot face exorcizări. Scary, ha? Să și înveți. Mare chestie, pui mâna. Și la inoție, exact. Așa că e nevoie să avem o conexiune mai bună, ca să putem să canalizăm mai multă lumină. Se mai primesc în inițiere și niște ghizi. La nivel de... Eu tot timpul uit câți îngeri se primesc. Și tot timpul mă întreabă cineva, câți îngeri am primit eu? Măi, chestia asta variază de la om la om. Standard, la gradul 3, se primesc 7 de ăștia. 7 ghizi, 7 îngeri. Dar asta e standard. Poate să fie un om care să primească 16, poate să fie un om care să primească 2. Deci variază.
Nu mai luați lucrurile că totul e așa general. Nu, lucrurile sunt foarte particulare. Fiecare din noi, pe lângă că suntem speciali, suntem și unici. Da? Dacă cineva lucrează în momentul ăsta în sistemul de sănătate, păi e normal să aibă niște îngeri. Un anumit tip de îngeri și un număr mai mic sau mai mare de îngeri. Dacă cineva e dansatoare la bară, altfel de îngeri. De ce râdeți? Crezi că nu e îngăduită meseria asta de Dumnezeu? Deci cred că acum... Chiar că, cum o fi... Eu n-am intrat în viața mea, trebuie să recunosc. N-am intrat în viața mea într-un bar de ăsta, unde să se danseze la bar. Deci sunt închise. Dansatoarele astea nu au de muncă. Nasco. Foarte bine dacă lucrează, din punctul meu de vedere. Nu e vorba de trăit, dar chiar făceau o curățare destul de bună. Nu râdeți, chiar așa e. Deci fiecare dintre voi, prin inițiere, ați primit ghizii de care aveți voi nevoie, care să vă susțină în activitatea voastră. Ei, pentru că i-ați primit prin inițierea de Reiki, în primul rând sunt ghizi de Reiki. Vă ajută să reichizați. Da? Dar în al doilea rând, au așa, dacă voi sunteți contabili, voi îngerii ăștia o să se priceapă bine de tot la contabilitate. Dacă voi sunteți inginer, la matematică, la fizică. Dacă, deci au undeva ceva în comun cu voi, că au rezonat cu voi, dacă v-au venit vouă prin inițiere. Nu se dau îngeri de la maestru, da, în inițierea Reiki. Eu vă dau ca să simțiți ajutorul mai mult al inițierii astea. Dar, în mod normal, în inițiere primiți îngerașii care rezonează cu voi. Înțelegi? Folosiți. Gândiți-vă că al vostru corp de îngeri a crescut cu încă câțiva. Aveți grijă de ei. Măcar o lumânare să le aprindeți, să ziceți, bă, luați și voi niște lumină de aici, mulțumesc că ați venit, hai să facem cunoștință, hai să facem o treabă bună împreună. Ăștia o să tragă de voi, o să vă ducă mai printr-o librărie să puneți mâna pe o carte, mai să schimbați canalul, să nu vă mai uitați la știri, să vă uitați la Travel Channel, mai nu știu cum o să vă... Dar undeva o să-i simțiți pe lângă voi. Ori o să aducă oameni pe lângă voi de la care să învățați ceva. Dar sigur o să simțiți. Ăștia se fac simțiți în geraș. Numai dacă ești nesimțit, nesimțit. Așa. Chiar seamănă cu botezul inițial. Ți se dă accesul de obicei la un cer mai înalt decât ești tu. Hai să începem. Reiki gradul 1. Că ăsta e cel mai frumos. Cum începe orice ședință de... La Reiki gradul 1 se începe prin autotratament, timp de 21 de zile. Ca să onorăm perioada asta în care Mikao Chika ar fi stat în post, pe muntele Kurama, facem noi 21 de zile de autotratament. Adică 21 de zile consecutive. Nu așa cum... Din anul Paște. Da. Bună asta, din anul Paște. O zi, o zi. Consecutive. Autotratamentul ce presupune? În Reiki, energia e canalizată prin palme, pentru că vi s-au deschis prin inițiere centrii palme. Voi canalizați energia pe centrii voștri energetici. În felul ăsta vă curățați, vă readuceți la parametrii voștri normali și chiar sporiți. De ce? Lumina circulând prin voi vă curăță, vă aduce la normalitatea voastră, dar numărul 3, asta e important, vă sporește. Dar efectiv, particule de lumină vi se adaugă și vă fac mai luminoși.
Ce înseamnă asta? Se curăță întunericul din lume. Întunericul poate să fie sub forma unui blocaj, poate să fie sub forma unei boli, în cazurile alea mai grave, sub forma chiar și a unui tumor. Poate să fie sub forma unei idei prost înțelese. Poate să fie sub forma unui program, da? Mental. Negativ. Nu sunt destul de bun. Ce e asta? Nu e un program? Lumina se lipește de el și începe să-l schimbe programul ăsta. Nu sunt destul de bun. Pentru că totul, de la Dragoș Argeșanu citir, tot în universul ăsta e format din particule, energie, informație și spirit. Asta ce înseamnă? Programul nu sunt destul de bun. E format și din niște particule. Cum sunt particulele astea? De lumină sau de întuneric? S-ar putea la unii să fie luminoase. Să fie mai luminoase decât sunt ei. Dar oricum, nu sunt lumină. 100%. O rană emoțională. Ce? Tot la fel. Tot particule, informație, energie și spirit. Da? Deci dacă voi vă faceți autotratamentul ăsta, toate lucrurile o să înceapă să se schimbe în voi. Uite că tot îmi vin de la Simon. Bucuria de a fi femeie, feminitatea. Din ce e formată? Particule, informație, energie și spirit. Da? Cum îmi cresc eu feminitatea? Atrag particule de feminitate? A? Are sens ce zic? E greu să-mi cresc feminitatea. O, foarte greu. Eu fac de luni până vineri, să zic așa, terapie. 80% îmi sunt femei din cei ce vin la cabinet. Cum credeți că ajung eu vineri? Sunt bărbat adevărat sau sunt? Mă fac in. E nevoie după aia să mă fac bărbat. Deci stau și mă uit numai la de-alea. La filme gen Nașu. Da? De ce? Să-mi scad lumina, să mă conectez la demonii. Și ați văzut câte femei sau cât de bine sunt reprezentate în filmele astea cu mafioți. Femeile sunt așa niște personaje trecătoare pe acolo, prin cadru, atât. Sau la filme cu război. Dar la fel și voi puteți. Chiar că o salut pe Simona pe calea asta. Te salută, te salută fetele. Hai, să învățăm Reiki. Cum se începe în Reiki? Voi se începe printr-o rugăciune. Deci voi puteți, totul să începeți printr-o rugăciune. Dacă vreți, dacă rezonați voi cu chestia asta. O rugăciune de mulțumire. Mulțumesc, Doamne, atât. Nu e ceva special. Chiar așa începeam autotratamentul înainte, acum dau drumul la lumină și fac mai repede. Dar înainte cam așa, mulțumesc, Doamne, că ești aici cu mine. Da. Și apoi, așa, un fir de lumină, o rază laser care vă pornește din creștetul capului, vă conectați în sus la oceanul nesfârșit de lumină, la rai, la Dumnezeu, la marele arhitect, la spiritul vânătorii, la ce vreți voi, la... Cum îi ziceți voi lui Dumnezeu vostru? Vă conectați cu o rază de lumină ce vă pleacă din creștetul capului, direct. Eu văd așa, ca un ocean nesfârșit de lumină, ca un soare. Da? Ne-am conectat. Pe raza asta de lumină începe să coboare lumina și vă umbe. Vă imaginați că sunteți ca un ulcior și vă umbe. La fel, cu un fir de argint care pornește din perineu. Chakra 1, între organele sexuale și anus. Da? Un fir de argint, vă împământați. Vă imaginați un fir de argint subțirel, așa ca o coardă de chitar. Care coboară, 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 coboară spre centrul incandescent al pământului. Mulțumesc, Doamne, că ești aici cu mine. V-ați conectat.
mulțumiți Mamei Pământ că e aici cu voi, v-ați împământat. Apoi vă imaginați în jurul vostru ca o sferă de lumină. Puteți să vă imaginați ca un acvariu de la rotund, da? Ca o bulă de sticlă, pe care să o umpleți cu lumină, pe care o aduceți de sus. Da? Voi ce ați făcut? O conectare la sursa de lumină, o împământare ca energiile negative din voi să aibă unde se duce, să se ducă la reciclat, în centrul incandescent al Pământului. Și sfera asta de lumină, asta e protecția voastră, ca în timpul tratamentului să nu vă deranjeze lucruri. Adică că eu când făceam inițieri nu prea mă deranja nimic, nu ce se întâmpla, că se trântea, că nu se așa. Eu făceam inițieri, nu aveam nicio treabă, eram oarecum protejat eu și cel pe care îl inițiam de exterior. Și apoi începeți autotratamentul. Activarea palmelor, da? Pentru că prin mâini, prin palme, faceți chestiile astea. Palmele se activează ca să se deschidă centrii ăștia energetici. Ei sunt deschiși, dar nu sunt activați tot timpul, că voi nu aveți nevoie să trimiteți lumină tot timpul. Da? Așa că îi activați, mâini se activează doar cu intenția. Asta e un gest ca să putem să ancorăm noi în fizic activare. Dar e bine să-l faceți. Dar vă frecați palmele. Mai repede, mai încet, cum vreți voi. Și apoi începeți. Autotratamentul. Autotratamentul, v-am zis, se face pe chakra. E legat reichiul de sistemul chakrelor. Eu încep autotratamentul cu chakra 6. Nu cu chakra 7. Peste tot o să găsiți și în manual. Se începe de sus în jos. Eu îl încep cu chakra 6, poziția asta. Deci palmele pe frunte, acoperindu-vă ochii. De ce fac asta? Ochii noștri sunt obosiți. În felul ăsta ni relaxăm, relaxându-ni are creierul parte de o relaxare și avem un autotratament mai ok. După aia, aici, chakra 6, al treilea ochi. Făcând tratament pe el, începem să... De fapt, al treilea ochi de aici nu e responsabil cu văzutul. Ăsta e responsabil cam cu simțitul. Al treilea ochi, ăla cu care se vede realitatea spirituală, e cam prin spate, prin ceafă. Ăla, ochiul soacrei, ăla vede entitățile. Da? Dacă prima dată începeți cu ăsta, se relaxează, se relaxează și partea frontală a creierului. Vă mai zboară din toate gândurile alea și intrați într-o stare asemănătoare stării de meditație. Seamănă cu starea alfa, dar nu-i tot timpul alfa. Câteodată intri mai profund, depinde de ce ai tu nevoie. Da? Și începe să simțiți ce se întâmplă în restul pozițiilor de autotratament. Asta e prima poziție. A doua poziție, asta. Palmele pe tâmple, degetele îndreptate spre creștetul capului, spre chakra 7. Și trimiteți lumina. Hai să vă învăț o chestie foarte, foarte, foarte complicată. Știți cum e cu lumina din Reiki? Vă frecați palmele, hai toată lumea. Le-ați activat, da? Și începeți să le apropiați. Cam pe unde începe să simțiți presiune și căldură? Simțiți? Ăla e reichiul. Da? Punând palmele pe căpățână, începe să canalizați lumina aia din palme. Ca un duș, așa, ca un abur luminos. Să o canalizați pe emisfere și spre chakra 7. Poziția asta vă relaxează foarte bine, pentru că echilibrează emisferele între ele. Simțiți cum se intensifică lumina în palme? Adică senzația de căldură în palme? Asta înseamnă că prin voi, prin palmele voastre, curge mai multă lumină.
Simțiți o presiune, o durere în brațe? Asta înseamnă că trebuie să mergeți la sală. Da, e de la Reiki. Uite, deja îngera și ne trimis semnale. Dar ne este inconfortabil să stăm mult timp mâinile ridicate, băi, cam ar fi bine să ne luăm. Între 3 și 5 minute. Adică n-avem timp să le facem așa. Ăsta e curs. O să-l faceți voi acasă, 21 de zile o să-l tot faceți. Chestia e în felul următor. Ați văzut, a spus palmele, se simțea într-un fel. După aia a început să sporească senzația de căldură. A început să curgă mai multă lumină pentru că era nevoie. Da? Se intensifică senzația, ajunge la un platou și după aia începe să scadă. Adică se oprește lumina care curge prin pălmuțele voastre. Atunci e bine să schimbați poziția, da? Poziția cum se schimbă? Cel mai fain, m-a învățat cineva la început. Nu schimb așa, direct. Ești și tu, că Reiki e delicat. Una o dată, mai ții puțin și după aia o pui și pe cealaltă, da? Deci, aici facem pentru chakra 7, da? A doua poziție standard de tratament ar fi asta. Pentru chakra 6, proiecția anterioară și posterioară. A treia poziție ar fi asta. Chakra 5, chakra gâtului. Nu. Palmele nu au polaritate în Reiki. Deci nu contează că e stânga pe față sau nu contează absolut. Măi, faceți cum simțiți, nu... Deci dacă așa vă vine, sau așa, sau invers, sau... Dar una pe față, una pe dos. Așa ar fi important. Următoarea, pe chakra 4. Da? Eu fac așa, sau așa, cum ziceți voi. Vă dezvoltă și flexibilitatea și, în principal, flexibilitatea umerilor. Vedeți că umerii sunt centrii voinței. Așa că în momentul în care ajungeți cât mai bine... Da? Chakra 3, plexul solar. Hai că asta e mai ușor. La 4, la sufletul cuiva e greu să ajungi. Plexul solar e chakra 3. Eu le știu numele chakrelor, dar nu vreau să... Asta e manipura, nu? Manipura. Voi puteți să le ziceți chakra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da, palma pe spate sau și cu dosul? Merge și așa și așa, pentru că chakra palmei are proiecții. Deci e și aici, e și aici. Cum vă vine vouă? Da? Apoi coborâți. Chakra 2. Una pe față, una pe dos. Chakra 2 e situată la câțiva centimetri sub urechi. Unde vin blugii cu talie jos. Nu știu altfel unde să zic. Cam pe acolo. Pe aia cu tot felul. Sunt blugii ăștia cu talie înaltă care sunt peste. Cum sunt ăștia? Peste. Cam peste. Deci osul pubis mi se pare că e acolo, e un pic sub chakra 2. Dar chakrele astea o să ajungeți voi să le simțiți, pentru că dacă vă plimbați palma activată, bine, asta vine după ceva vreme, după ce faceți Reiki, o să simțiți o foială așa pe unde e chakra. Pe chakra ce e? Un turbion. Care se tot învârte, se tot... și apare o senzație. Unde e? Bine, asta eu zic că le simt, dar eu fac Reiki de vreo 11 ani. La început nu le simt. Acum puteți să le simțiți că sunteți în prezența mea, în prezența maestrei de aici, care și Alecan simte, deci puteți să luați de pe la noi. Și mai mult simțiți pe aici, că mai mulți v-ați mai ocupat de asta. Studiați chakrele și ce face fiecare. Și ultima chakra 1, bine că nu se filmează, nu ajunge cadrul până acolo, deci e în zona perineului. Dacă vi se pare straniu să stați cu mâinile acolo, să nu vi se mai pare.
E conexiunea voastră cu pământul. E foarte important ce se întâmplă acolo. E ca dopul de la cadă. Dacă e înfundată scurgerea, nu se scurge mizeria din voi. Asta e sensul tratamentului de jos în sus. De sus în jos. Să aducem lumina peste tot și să împingem ce am spus din nou, să trimitem la reciclat înspre centru incandescent al pământului, acolo unde aceste energii vor fi reciclate și transformate în altceva. Sau în materie. Poate o să crească un munte din energia negativă pe care a scos-o din voi. Sau un deluleț, așa. Ce mai e la Reiki gradul 1? La Reiki gradul 1 apare noțiunea de tăiere. Da? Hai să o iau. Eu sunt cu săbile, da? Deci direi la asta. Hai prima dată cu perierea. După ce v-ați făcut chestia asta, foarte frumoasă, foarte elegant. Măi, pălmuțele sunt activate. Dacă simțiți că s-au dezactivat, le-ați activat din nou. Și începe să vă periați câmpurile. Da? Deci nu foarte repede. Așa mai suav, mai... Ca și cum ați mângâia o pisică. Pisica dacă o mângâie așa, aia fugi. Sau te curentezi. Sau te curentează ea. Vă periați câmpurile. Ce se întâmplă? Voi, făcându-vă tratament pe chakre, o parte din energiile astea negative, din particulele negative, au ieșit în câmpuri, da? Au fost împinse de chakre, care au început să funcționeze mai tare, au fost expulzate în câmpuri. Voi acum le periați și le strângeți. Le dați în jos, da? Dacă asta vreți să faceți. Le dați în jos și le trimiteți la fel, la reciclare. Puteți să faceți o periere și așa. Dacă asta îți place, asta e bun. Cum să zic, noi am lucrat pe chakre, da? Adică pe canalul Shushum. La fel, au ieșit energiile, le dăm în exteriorul câmpului. Am făcut chestia asta, până jos, foarte frumos, și după aia periem ce am dat. Da? Perie. Deci perierea asta e intuitivă. O să simțiți voi, nu vreau să vă... Merge pe spate, vă imaginați așa că vă periați. Nu, acum nu vă pot să faceți toate contorsionările posibile, dar ajung. V-ați periat, da? Puteți să strângeți tot ce periați, să ziceți că aveți un foraș. Asta e măturica și ăsta e forașul. Și tot strângeți aici, tot strângeți aici, tot strângeți aici. Și la un moment dat ce aveți? Descărcați. Da, asta e tehnica perie. Tehnica tăierii. Reiki grad 1, sunteți inițiați, primiți sabie de lumină. Vedeți ce faceți cu ea? Nu vă dați în cap, nu vă ocupați de dușmani. Ce se face cu lumină rău se plătește foarte repede, deci nu v-aș sugera. Avem sabie de lumină. E, cu palma activată, noi tragem de la șoldul stâng, de la umărul stâng către șoldul drept, într-o mișcare rapidă. Ailaltă. Asta taie stringurile. E, ailaltă, cu mâna stângă, vă imaginați că o faceți pe spate. Da? Ca să nu vă pun, că e chiar greu să... În fine, nu e așa greu. Deci de la umărul drept la șoldul stâng, cu mâna stângă, de trei ori. De câte ori simți nevoie. Înțelegeți, așa tăia stringurile, dar să vedeți comicătură. Stringurile se taie cele care s-au încheiat, ca să zic așa, care s-au plătit. Adică un string ce? O conexiune între mine și altă persoană. Persoană, loc, entitate, ce-o fi, strămoș. Dacă eu am terminat ce aveam de plătit sau strămoșul respectiv față de mine, atunci se poate tăia un string. Totuși, unele rămân pentru că ne-am obișnuit cu ele. Și pentru asta e bine să facem tăierile astea. La nivel de gradul întâi, ce ar mai fi? Bastonul de foc. Bastonul de foc, ăsta se face din aproape în aproape. O mână pe chakra 6, o mână pe chakra 2, dar pe spate, să zic așa, da? Amândouă se fac pe spate. Și trimiți energie.
Primiți energie de sus în jos. Voi puteți să-l faceți și de pe chakra 7, chakra 1. Tot aia e. Da? Dar bastonul așa s-a împământenit. O să găsiți mai multe în manual. Chiar să dați toți join pe grupul ăla de Facebook. Că acolo sunt și manuale, acolo sunt. Ăsta e bastonul de foc. Deci să știți, bastonul de foc e o tehnică, se face la început pe voi. Dar e foarte utilă când faceți tratament al cuiva. Da? Îl luați, îi faceți bastonul de foc. Și vedeți că voi trimiteți energie sus, cu intenția să coboare pe canalul Shushuma, da? Shushuma e canalul făcut de chakra. Țeava aia de care vă ziceam. E și o să vedeți că n-ajunge, că la palma asta nu simțiți mare lucru. Așa că o luați din aproape în aproape. Desfundați canalul. Asta faceți voi. Și cam asta e Reiki gradul 1. Pe scurt și pe repede înainte. Și în astea 21 de zile avem voie să facem și la alții sau doar la alții? Eu m-aș concentra pe mine. Dar bine, așa sunt eu. Dacă tu vrei să te concentrezi pe alții, concentrează-te pe alții. Dar nu. Eu zic voi pe voi. Lucrați. Asta e autotratament. Am terminat gradul 1. Mai sunt o felul de tehnici, tot felul de dalea, dar pe voi nu interesează esența. Gradul 2 și 3. La gradul 2 și 3 apar simbolurile. Toată lumea, Reiki-ul e ăla cu simbolul. Mamă, ce facem noi cu simbolul? Sunt foarte, foarte, foarte faini simboluri. Le aveți în manual acolo. Le aveți și cum se desenează simbolul. Da? Le aveți pe tabla din spate, de aici aveți ciocurei, seiheki, conșa zeșonen, spaima reichiștilor, e conșa zeșonen, ăsta e o bulă extraordinar de complicat și dai comiu. E înfricoșător, nu? Primul și al doilea. Alea merg. În manual acolo aveți sensul de trasare ale lor, direcțiile. Eu vă recomand în felul următor, luați-vă o foaie de hârtie și foaia cu simbolul, da? Și începeți desenați ca la clasa întâi. Mai întâi uitându-vă, o luați și voi cu cei mai simplu, cu ciocurei. Și îl învățați. După aia întoarceți foaia și încercați să-l desenați fără să vă uitați la ce ați mai desenat, din minte. Băi, după ce umpleți câteva foi de-astea, vă rămân atât de bine simbolurile în minte, nu o să le mai uitați niciodată. Treaba tare e că nu o să le mai uitați niciodată, pentru că ele prin inițiere v-au fost băgate la nivel de sine. În felul ăsta au fost activate în voi și voi puteți să le folosiți. Nu oricine vede simbolul ciocurei și îl desenează, poate să-l folosească. Se poate folosi o parte din el, dar o mică parte, undeva la 20%, 20-30% putea să folosească orice om din ciocurei. Restul nici nu le-am mai măsurat, nu știu. Dar ciocurei fiind simbolul de vibrația cea mai scăzută dintre toate. Ce înseamnă ciocurei? Pune puterea ta aici. E ca un fel de contactul la mașină. Când l-am spus că văd că azi vorbim numai despre mașină. Când vă zic de proiect tot despre BMW-ul roșu, o să vorbim așa. Că păstrăm alegoria cu mașină. Ciocurei concentrează puterea pe care voi o canalizați într-un singur punct. Da? Ați văzut. Ciocurei. În punctul ăla se concentrează puterea pe care voi o canalizați. Când folosiți ciocurei, puterea pe care voi o emiteți din palme e cam de 8 ori mai puternică. Mai mare. Mă scuzați. E cam de 8 ori mai mare puterea decât dacă faceți tratament simplu. Eu zic să-l învățați pe ciocurei. Da? Foarte bine. Ciocurel. E foarte bun pentru protecție ciocurei. Da, îl aveți? Ăsta e ciocurel. Foarte bun pentru protecție. Pentru protecția casei, pentru protecția mașinii, pentru protecția casei se face câte unul pe fiecare perete, pe tavan și pe podea.
pentru protecția mașinii, față, spate, sus, jos, roți. Ați înțeles? E, creează ca un fel de barieră energetică, pentru că el aduce prin ciocure, e ca o cheie ciocure, da? Deschide către o dimensiune, asta e simbol. Deschide către o anumită dimensiune, către cerul nu știu care. Deschide la nivelul ăla și de acolo coboară energie și se pune acolo. Începe să iasă de acolo, cum vreți voi să spuneți. Dacă avem chestia asta, se face ca o barieră de lumină. Seihekyu. Asta e un simbol foarte interesant, Seihekyu. E simbolul care deschide către. Către ceva. Deschide, conectează la ceva, armonizează cu ceva, Seihekyu. Mie îmi place de Mark Twain, da? Mi-a plăcut mult ca scriitor. Eu pot să mă conectez la Mark Twain cu Seihekyu. Între mine și Mark Twain, imaginea mentală, da, a lui Mark Twain, desenez un Seihekyu și am deschis dimensiunea către Mark Twain. Dar vedeți că acest Seihekyu și armonizează cu respectiva entitate. Mark Twain, de exemplu, era păgubos în afaceri și un fumător răi de treabă. Dacă deschideți către el, ar fi bine să pune și o protecție, să nu vă vină tot răul de pe. Înțelegeți? Așa că, de obicei, când folosiți Seihekyu să vă conectați la ceva, folosiți înainte și un ciocure. E ca și cum ați deschide geamul, dar geamul are și o plasă de protecție. Da? Honsha Zeshonen, spaima rechiștilor începători. Băi, nu vă speriați de simbolul ăsta, sunt 22 de linii. Atât. Să vă împiedicați voi de 22 de linii? Știi cât îți ia să lămezi? 10 minute. Dacă faci chestia asta cu foaia de hârtie așa. Altfel te uiți la el 2 ani. Dar te uiți, vezi că aia e 1. Ăla e 2. Sau nu? 1, 2, 3, 4, 5. Ai făcut crucea cu picioare. Da, aia de sus. După aia, zâul ăla. Căsuța. E bine. Mai și liniuțele alea pe lângă, asta e. Liniuțele... Îi faci... A, ăla e ca un roboțel așa, îi faci... Ei, vezi, exact, ți-ai dat soluția. Îți găsești o treabă. Eu văd acolo că e o cruce cu picioare, da? După aia văd un vaporaș acolo. Z-ul ăla ar fi pânza, aia e cabina. Și chestia aia, nu mai știu cum îi zice, e treaba de ține barca să nu se aplece prea tare, știți, ca o treabă. După aia, jos acolo văd o căsuță. Fiecare vă faceți sistemul vostru și învățați-l pe bucăți. Împărțiți simbolurile astea lungi, cum e să iei Honsha Zeshonen, nu? Împărțiți-l în bucăți. E Honsha Zeshonen. Puteți să faceți, dar astea sunt niște constructe mentale ca să vă ajute pe voi să memorați mai repede. Știți că ăsta 10 minute, efectiv, băi. A venit la mine cineva și a zis, bine mă, hai, uite, luăm niște foi de hârtie să vezi că în 10 minute. Și am stat cu ea și în 10 minute l-am învățat. Era, bă, acum știu să-l desenez. Ce mi-ai făcut? Fui mei, nu ți-am făcut nimic. L-ai învățat tu. Oricum îl aveți la nivel de sine cu asta. Deci voi doar să-l puneți din inconștient, să-l scoateți în subconștient ca să vă faceți un automatism să-l desenați. Știu că sună greu și numai să rostești. Honsha Zeshonen. Dacă noi facem palmă, îți ia ceva timp, nu povesti. Îți ia ceva timp. La început. Că la început. Că... Exact. Cu practica, asta e Reiki, cu practica deveniți mai bun. Cu practica și simbolurile astea se activează mai repede și mai bine. Cu degetul de forță fac eu. Alții fac așa. Cum fac crucea, eu fac, ăsta e degetul de forță, da? Degetul mijlociu. Nu știu ca cum să arăt ca să fie mai... Mai trebuie unice cu ce toată lumea. Da, ăsta e degetul de forță, eu cu ăsta îl trasez. Dar vedeți când trasa simbolurile. Hai să vă învăț cum se trasează simbolurile. Din nou, e ceva foarte complicat. Voi aveți centrul palmei activat, da? Vă imaginați că centrul palmei ăsta se mută și vă activează buricele degetelor.
În special buricul degetului de forță, dacă vreți voi să-l trasați în acest. Și apoi, avem mâna dreaptă, eu sunt dreptaș, da? Mâna dreaptă, palma stângă. Degetul de forță drept, palma stângă. Cum să fac să vadă? Ciocurei, ciocurei, ciocurei. Îi și zic numele de vreo trei ori pe măsură cel desenez. După aia invers. Ciocurei, ciocurei, ciocurei. După aia, ciocurei, ciocurei, ciocurei. Așa am activat un simbol. La început. Așa se activează într-o măsură cât mai mare. Da? Ciocurei. După aia o să încep. Dar la început nu merge. Deci hon 6 și onenul, dacă stai să te gândești. Onenul. Onenul. Sau poți să-l faci gen. Dacă greșești, încep iar. Am făcut dai cum eu acum din greșeală. Deci nu pot să zic că mie îmi place foarte mult Hon 6 și onenul. Dar utilitatea lui e extraordinar de mare, așa că învățați. Simbolul ăsta anulează distanța și timpul. Face totul să fie, să se întâmple ca prin Revolut, intră banii instant. Dar tot instant intră. Tu crezi că prin asta nu e o taxă? Deci de fiecare dată când faceți orice simbol, hai să mai demistific ceva. Voi aveți acces la niște îngerași. Cum zicea Dragoș, totul e energie, particule, energie, informație și spirit. Partea spirituală a simbolurilor. Care credeți că e? Cine? Îngerașul. Sunt niște îngerași de la nivelul ăla. De fiecare dată când folosiți Hon 6 și Onenul, accesați niște îngerași de la acel nivel care transmit ei. Ce face Hon 6 și Onenul? Anulează distanța și timpul. Asta nu prea se folosește de capul lui Hon 6 și Onenul. Se folosește în combinație cu alte simboluri. Ca eu să pot să trimit lumină la distanță. Sau în timp, sau în viitor, sau în trecut. Da? Chestii de genul ăsta. E, eu plătesc o mică taxă. O parte din lumina asta e ca la Revolut. Eu trimit 100 de lei, dar ajung 99,5 sau nu știu cât îi ajung acolo. O parte se duce la îngerașii ăștia. Ce credeți că Revolutul e făcut după de capul lui, așa? Ce e sus? E și în planul material. Deci noi ne-am luat mai curând după ei. Știți cum se fac exorcizările? Nu prin reiki. Alea prin... Se roagă taica popa exorcistul, citește molitvele și pentru rugăciunea lui, pentru postul pe care l-a ținut el și membrii familiei celui demonizat, pentru astea, și pentru că a fost chemat, vine un arhanghel și dă în demonul respectiv. Îi dă o sabie peste cap. Înțelegi? Se plătește arhanghelului ele? Se plătește. Prin post, prin rugăciune, se plătește. Și în reiki, voi când trimiteți lumina aia, o parte din lumină o iau îngerașii. Vă zic eu. Dar nu contează. Cum altfel am putea noi să trimitem peste spațiu și timp ceva. Foarte fain. Bine, voi puteți să trimiteți peste spațiu și timp ceva. Dar nu sunteți siguri că ajunge acolo, nu sunteți siguri că ajunge ce ați trimis. Dacă folosiți Hon 6 și Onenul, ca în ce ați trimis, ca mai ajunge. E ca Revolut. Sau orice procesator de ăsta de plăți, da? Sau de transmis, mănânc. Deci învățați. După aia urmează, din punctul meu de vedere, al mai important simbol din tot reichiul Usui, Daikomyo. Daikomyo e simbolul de maestru. E simbolul cu vibrația la cea mai înaltă din reichi. Mai e un simbol pe care îl folosesc maestrii pentru deschisul câmpurilor, canalelor și alea, dar ăla nu-i mult peste. Deci Daikomyo asta e cam vibrația a mai mare, aproape cea mai mare, la care poate ajunge practicantul de Reiki Usui. Daikomyo înseamnă sursa de lumină. Când faceți un Daikomyo, e ca și cum ați deschide la nivel de cer 8, aici. O fac un Daikomyo aici, cum face taica popa în liturghie. Da?
citește el acolo toate evangheliile, toate alea, se deschide cerurile și începe să coboare lumina pe cine? Pe cei meritoși, pe cei curați. La fel, dai comio, deschid sursa de lumină, deschid poarta și începe să intre lumina într-o încăpertă. Și există poezia asta în Reiki. Chokurei, am pus contactul, am dat puterea. Seiheki, am deschis. Honshaze Shonen, către. Dai comio, sursa de lumină. Deci eu dacă fac succesiunea asta, Chokurei, Seiheki, Honshaze Shonen, dai comio, deschid sursa de lumină. Înțelegeți? Deschid. Cu puterea concentrată a lui Dumnezeu, deschid sursa de lumină. Cam asta e ideea din spatele Chokurei, Seiheki, Honshaze Shonen, dai comio. Cu sursa asta de lumină voi puteți să faceți cam orice. Ați văzut Matrix? Da. Ați văzut cum se bătea Neo cu Morpheus? Și șoia de la Morpheus? Îl repeta pe rânduri și zice, crezi că corpul meu fizic contează aici? Crezi că deprinderea mea? Nu, contează felul în care îți imaginezi lucruri. Voi puteți orice să faceți cu Reiki. Bine, orice e în voia lui cerul 8, de unde vine lumina din Reiki. Lumina asta care vine din Reiki, ăștia sunt niște îngerași, da? Voi simțiți că vă iese lumină prin palme. Asta e partea deschisă. În fine, chiar o să ajungeți să simțiți treaba asta. Pe măsură ce vă activați palmele mai mult, mai faceți și simboluri în palme, deschideți și sursa de lumină în palme, o să vă crească sensibilitatea. Să vi se facă o pielicică fină, 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 fină. Și întâlnit. O să vedeți și întâlnit. Noi ne povestim unii altora. Care a fost momentul în care au început să ni se cojească tălpile așa ca la șarpe? Că apare cât un moment ăsta, de obicei pe la Carun. Acolo e inițierea puternică și efectiv îți pică pielea de pe tălpi și rămâne așa ca de bebe. Nu e chiar așa mișto. Ia calcă tu pe o pietricică sau pe o scoică. Noi suntem la mare aici. Calcă pe o scoică cu piele de aia ca de bebe. Să vezi că nu mai poți să mergi la plajă fără papuci. Dar în fine, se deschid centrii, se deschid și ai tălpilor. Voi puteți să faceți terapie și cu tălpile. Îi aveți deschis centrii. Era maestrul meu care m-a învățat Reiki, îmi spunea, îi aducea maestrul lui cât un copil. Copii cu tetrapareze spastică. Și îi dădea. Se apuca, îl trata, da? După aia mai aducea unul. Zicea, băi, ce fac? Da, el și tratează. Puneam palma. Îi mai aducea unul. Cum fac? Pune piciorul. Cum să pun piciorul pe un copil? Băi, tăiași din gură, pune. Și mai aducea unul. Și stătea și trata patru copii așa. Pe momentul în care deschizi centrile lumină, sursa de lumină, palme, se deschid automat și întâlnit. De momentul în care deschizi în sus, te conectezi în sus, se deschide automat și întâlnit. De ce? Tu ești ca o seringă, da? Și începe pistonul să apese. Și e nevoie să iasă pe undeva chestia, că altfel bubuie ceva pe acolo. Și nu-i bine, că bubuie jos, știi? Mai o venă, mai o... nu-i bine. Da, se deschid. Și, doamnelor, de aveți probleme cu varicele, deschideți-vă centrii tălpilor. Și, efectiv, periați-vă așa pe picioare. Cu intenția, cu palmele activate, cu intenția să coboare, că aia e o energie restantă. De s-a acumulat într-un loc și a spart vasul respectiv de sânge. Da? Cele cu picioarele și mânuțele reci. Activați-vă cât mai des, deschideți-vă centri. Asta e cam cea mai comună chestie prin Reiki de zi cu oamenii. Wow! Toată viața am avut mâinile și picioarele reci și acum mi s-au încălzit și e atât de bine. Vai, Reiki, asta e minunat. Așa vede omul Reiki. Reiki, de fapt, e o cale de evoluție spirituală. De ce? Dai comio, deschide la nivel de cerob, da? Deschizând mai des, cât de des posibil,
dai cum eu, o parte din lumina aia coboară în voi. O parte din lumina aia rămâne în voi la nivel de sine și vă crește vibrația voastră la nivel de sine. Vă crește, dacă ați făcut radiestezie, vă crește DH-ul. Lumina interioară vă crește. Deci faceți dai cu mie ăsta cât de des puteți lucra. Și cel mai bine ar fi, ca să și învățați simbolurile și să fie și cel mai eficient, Chokurei Seiheki Honsha Zeshonen Dai Komi. Să faceți succesiunea asta cât mai des. Așa deschideți voi sursa de lumină. Asta deja m-am plictisit eu de poezia asta, de cât v-am spus-o. Da, faceți-o. Faceți-o cât mai des, că așa o să creșteți. Nici nu o să vă dați seama cât de mult creșteți. Dar odată o să vă uitați și o să ziceți, bă, parcă toată viața mai altfel a avut. Ce s-a întâmplat? Ia uite. Un alt simbol important. Nu, Chikasu. Shikasei Ki. Asta e Shikasei Ki. E asta. Da, ca două I-uri, ca două J-uri. Cu niște chestii. Se învață ușor. Asta se folosește pe chakra 4. Curăță suflet. Că tot e pandemia asta și toate. Deci să vă zic, orice boală de inimă, orice boală de plămâni, orice boală de sânge, are componenta sufletului. Sufletul nu e acolo întreg. Da? O să vedeți că cine a făcut forme grave de COVID, clar, era cu sufletul undeva la 5%. Sub 10% oricum. Nu mai aveau suflet. Prin Reiki, să vedeți, se poate aduce sufletul înapoi, se poate curăța. Sufletul ăsta e format din particule și el, da? Voi deschideți sursa de lumină, îl chemați. Hai să vă învăț treaba asta, că e important. Vă chemați sufletul în palma voastră, pentru că al vostru vine. Dacă sunteți terapeut și vă plătește cineva, la fel, puteți să-i curățați și lui suflet. Să vină sufletul meu în palma mea. De asta mă ocup prima dată de mine. Și încep, desene simbolul în el. Chokurei, am concentrat puterea aici, da? Din Chokurei. Seiheki, am deschis. Honsha Zeshonen, către. Daikomyo, sursa de lumină. Deci am deschis sursa de lumină în sufletul meu. Gândiți-vă, eu v-am făcut acu iniție. Sufletul meu e cam, nu prea e binișor așa. Ei, ia să vedem așa de curiozitate, câți oameni suntem? Da, suntem în limitele legale. Așa. Mai am un 30 și ceva la sută. Da? Și acum încep și eu să trimit lumină, sursa de lumină se deschide și începe să lumineze sufletul meu. Sufletul ăsta ce se întâmplă? Se negrește și zice că s-a plecat. El e tot acolo, dar nu mai poți să-l folosești, că s-a pus o mâzgă așa pe el, da? Deschizând sursa de lumină în el, îl curăță. Și încep să vibreze particulele alea într-un fel și se curăță. Dacă mai face și un Shikasei Ki, se curăță și mai eficient. Și se curăță inclusiv la nivel de treburile alea, suflet adăugat, malefic, astea se fac, magia aia țigănească, știi? Când tai găina, informează cumva și ți-adaugă sufletul ăla ție și tu începi să te îngrași, de exemplu, că ți-a pus program de îngrășare sau începi să te urâțești, sau cum se face pe bube, pe broaște, pe de-astea, știi? În fine, și ca să echi, curăță lucrurile astea. Deci învățați, învățați să faceți asta și curățați-vă sufletul. O dată pe zi, mă. Nici nu-i nevoie de mai mult. Dar o dată pe zi. Sunt niște îngerași specializați în curățarea sufletului. Tot ce înseamnă suflet înseamnă emoțional. Da? Îngerașii ăștia putem să spunem că au așa niște veleități de psihoterapeuți. Ăștia și cu halul din Karuna. Da, voi sunteți la Reiki usuri. Folosiți-i pe ăștia. Se face după autotratament, nu? Da. Sau poți să-ți faci și înainte. O să vezi, la un moment dat, autotratamentul nu funcționează. Parcă pui palmele și degeaba.
atunci de obicei ai sufletul plecat. Când n-ai sufletul la tine, v-am zis, sufletul e ca motorul unei mașini. Bă, nu merge nimic. N-ați avut zile de-alea în care oricât vă chinuiați, parcă nu vă ieșea nimic? Aduceți-vă sufletul înapoi atunci. Câteodată nu prea funcționează nici adusul ăsta al sufletului înapoi. Adică el funcționează, dar funcționează în 2-3 ore și mie nu-mi place asta. Așa că vă luați niște lumânări de ceară, le puneți frumos unde vreți voi, dar să nu dați foc la casă. Și le aprindeți cu intenția să vi se curețe sufletul și să vă vină înapoi sufletul. Atâta, nu vă gândiți nu știu ce formule magice și complicate. Cu cât complicați lucrurile, cu atât se complică și el. Prin lumânările astea, cu intenția să-mi aduc sufletul înapoi și să-l curăț. Bun. Da? O să vedeți că în 20 de minute vă simțiți altfel. Noi maestrii mai avem chestii de-alea. Ne mai atacă și pe noi cineva, ne mai trage de perciuni, ne mai... Câteodată ești așa praf, și doar stai. Dacă aprinzi niște lumânări, cam în jumătate de oră ești binișor. Adică poți să miști, să zic așa, nu mai stai. Deja încep. A, ia să-mi fac un tratament aici. Ia să fac o baie cu sare. Ia să de asta. Deci de la suflet, sufletul e foarte important. Curățați-vă. Și după aia începe. Și ciocurei, se închid. Așează și oameni, dai comiu și vi-l aduceți înapoi, vi-l curățați. De ce vă vine înapoi? Au plecat particule din el, să zic. Particulele astea, sub acțiunea luminii, încep să vibreze și le cheamă pe celelalte. Acasă. Veniți acasă! Țup, 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 țup. Când eram mic, râdeam de un băiat de era săsăit și făfăit. Și acum așa mult îmi place, l-aș auzi vorbind așa. O să vedeți că voi așa și vedeți că încep să... Dacă faceți între palme, vă aduce sufletul înapoi, vi-l curăța sus, să vedeți că vi se... Să nu vă mirați, să nu vă așa. Vă vine sufletul ăsta. Nouășunul. Păi e bine, puii mei. Înțelegeți? N-am făcut altceva decât asta din Reichiul Sui. Și ultimul simbol, Cica-So. Băi, Cica-So e simbolul de comunicare. Da? Deci... Ia gândiți-vă voi, ce puteți să faceți cu simbolul de comunicare? Puteți să eficientizați comunicarea. Chakra 5, chakra foarte importantă. Pe asta se aplică, doar pe chakra 5. Da? 5-8. Deschide chakra 5 și eficientizează comunicarea. Chakra 5, să știți că e responsabilă cu manifestarea. The Secret și toate chestiile alea. Că vreau nu știu ce și mi-apare în viață. Asta e responsabil. Asta, sufletul, legătura la lumină și sinele. Să fie împăcat cu viața asta și să-i placă. Dar asta e foarte importantă în procesul de manifestare. E felul în care eu comunic. Da? E rugăciunea pe care eu... înalți lui Dumnezeu. Dacă asta e blocată, adică ce vrei? Un Mercedes. Nu te aude nimeni, știi ce vrei? Vreau Mercedes. Înțelegeți, e un pic diferit. Să fie deschis asta. Și ca să o lucrează bine. Vedeți comunicarea, eficientizează comunicarea cu voi și exteriorul, dar și voi cu voi. Pentru că e foarte importantă comunicarea asta interioară între noi. Ce ne spunem noi nouă. Înțelegeți? Și aici vine chestia aia cu programele. Cu... Nu sunt destul de bun. Lucrați pe asta. Nu știu care îl aveți.
Voi știți care îl aveți. Gata, am terminat cu simbolurile pe scurt. Măi, simbolurile astea o să le citiți în manual. O să vă apucați să le studiați, o să vă pun pe grup și un dicționar de simboluri unde sunt tot felul de utilizări ale simbolurilor. E mult de vorbit de simboluri. Dar astea sunt chestiile de bază de la care să plecați ca să le folosiți, ca să vă vină chef să le învățați și să le folosiți. Da? Dacă mai face și altceva în afară de Reiki și aveți o viață cât de cât normală, într-o săptămână învăța simbolul. Fără timp. Câte unul pe zi, 10 minute, ai 15, ai 20, poate nu vă intră în cap așa ușor. Dar dacă alocați atâta timp, într-o săptămână, o să învățați simbolurile din Reiki Usu. Nu e nimic de speriat. Și vedeți, voi sunteți inițiați pe simbolurile astea. Încercați voi să vă dați seama la ce să folosiți simbolurile. Pentru că unele utilizări nu o să mi se arate mie. O să vi se arate numai vouă. Pentru că voi aveți viața voastră și voi puteți să folosiți simbolul ăla în nu știu ce. Uite, mi-a zis un elev la un curs. Mi-a zis, știi la ce e bun? Să scurezi perna. Să scurezi patul. Știți cât de multe energii anapoda rămân în patul nostru? Și cât de important e să scureți perna? Cum? Deschizi sursa de lumină. Ciocurei, Seihei, Ponșaze, Shonen, Daikon. Deci așa curățați voi. Aducând lumină. Da, și puteți să luați perna între palme și o curățați. Perna, dacă e organică, dacă are pene, băi, alea se încarcă de o energie, de o informație. Plasticul un pic mai greu. Dar ce e organic, dar care, din ce se fac? Din puf, din perne, din perne de gâs. Asta păstrează informația voastră. Și dacă te culci azi, supărat, vrei să închizi ceamuța? Dacă te culci azi supărat, te culci mâine supărat, te culci poimene, băi, a treia zi o să te culci și tu, să zicem, nesupărat. Și pui capul pe pernă și tot supărat o să... Înțelegeți? Curățați-vă pernele, curățați-vă papul. Ce-o curei? Poșează și o nendai cu mine. Deschide sursa de lumină în pat și se curăță. Hai să vă învăț cum se curăță o cameră cu simbol. De astea voi vă uitați la mine. E bine să le faceți voi acasă. Ca să cureți o cameră, în primul rând, e nevoie să deschizi. Da? Deschizi ca să plece ce e rău. Când te apuci tu de făcut curat, nu deschizi mai întâi geamul sau la sfârșit, nu știu cum faceți voi. Eu deschid când dau cu aspiratorul, deschid la început geamul. Ai auzit? Am vorbit despre dat cu aspiratorul. Când dă niciodată. Am luat de la robot ca să nu mai dau niciodată. Am zis, băi, când dă ăla, se pune că dau eu. Era o activitate care nu îmi stârnea plăcere, așa că am eliminat-o din viața. Deschidem. Cum v-am zis că se deschide? Ce simbol puteți să folosiți pentru a deschide? Seheki, da? Ca să punem și o plasă, să nu ne intre toate muștele în casă, facem ciocurei, Seheki. Unde facem? Băi, eu aș face peste tot. Să plece toate unde vor, numai să nu mai stea aici. Tavan, podea, fiecare dintre pereți. Da? Sau pereți, tavan, podea. Vedeți că are și asta o ordine. Sensul vieții e sensul invers a celor de ceasuri. Să știți și voi, ăsta e sensul natural al lucrurilor. Da? Deci ciocurei. Faceți așa, nu... Vă mai uitați la alții cum fac, că ea fac imediat. Voi le luați metodic, frumos. Ciocurei. Ciocurei. Odată. Puteți să-i ziceți numele de trei ori, dar odată se desenează. Ciocurei. 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 Mamă, cine se uită la video-ul ăsta greu. Se echi. Se echi. Se echi. Se echi. Seheki, Seheki, da? Ați deschis. Și acum ce faceți voi? Aduceți curățenia. Curățenia e reprezentată de lumină.
Chocuri, sirriki, põe um chazeixo, né? Daí como? Ați deschis sursa de lumină în cameră. Voi puteți să trimiteți și voi niște lumină ca să se deschidă sursa mai repede. Efectiv, lumina o să împingă afară tot ce e negativ, tot ce e stagnant, tot ce vă încurcă pe voi. Și o să plece din cameră. Simbolurile se folosesc și pe voi exact în același fel. Ciocurei se hechi deschide. Puteți să le faceți pe fiecare proiecție a chakrelor. Și în felul ăsta o să vă deschideți chakrele. În palmă v-am arătat cum se fac, da? Voi, în momentul în care le învățați pe toate, folosiți-le ca să deschideți sursa de lumină în palmă. Dacă ați deschis sursa de lumină în palmă, vă imaginați așa, că aveți niște aruncătoare de flăcări și dați cu lumină peste tot prin cameră. Și o curățați. Puteți să mai faceți un ciocurei care amplifică puterea de câte ori v-am zis? De 8 ori. Vă imaginați, am făcut ciocurei, ăsta e ca o lupă. Și stă în fața mea și trimit lumină prin lupa asta. Deci totul ține de imaginația voastră. Luci are cu aspiratorul, are nu știu ce tehnică de curățat cu aspiratorul. Eu am cu mașina, cu centrifugă. Se învârte și iese ce e rău din tine. Sunt o grămadă de astea, dar nu vă bateți capul prea multe la început. Voi luați cu fundamentele. Da? Ciocurei se hechi, pe chakre le deschide. Ciocurei se hechi, onșazeșone, dai comio, ai deschis sursa de lumină deasupra capului. Lumina asta începe să coboare în tine. Ciocurei se hechi, ai deschis în jos, are unde să se scurgă tot. Înțelegeți? Dar bine, simbolurile astea e nevoie să lucrați ceva cu ele ca să vă dați seama cam ce fac. Eu vreau să vă dau cât un hint, să vă fac poftă să învățați. Reikiu, să știți că nu e al meu, nu e al lui Micau, nu e al lui Gabriel, nu e al nimănui. E o modalitate de a lucra cu lumină. Treaba mea la un curs de Reiki e să vă fac poftă să lucrați cu el. Uite, o altă modalitate de lucru cu simbolurile e să lucrați pe ceea ce vă doriți. Da? Se numește tehnica proiectelor. Îți dorești, eram la un moment dat la un curs și ieșise cineva afară și zicea, băi, ce BMW roșu frumos vreau și un BMW roșu de ăsta frumos. Și am zis, ok, ia o foaie de hârtie. Scrie pe ea. Programele se fac la timpul prezent, implicați bucuria și vă implicați pe voi în ele, da? Nu vreau un BMW. Ziceți-o și voi. Conduc cu bucurie un BMW roșu cu piele, caramel, cu nu știu ce. Și, adică să fie cât mai multe detalii care să vă facă pe voi să vă simțiți. Că în momentul în care am zis piele, piele are un miros, da? Are o senzație. Pe lângă culoarea pielii, caramel, care vă place sau nu știu. Da, simțiți asta, da? Vă gândiți, trapă sau nu trapă, că altfel lumina în mașină dacă ai trapa deschisă. Ce muzică ar cânta la ăla? Ar fi navigația pornită sau oprită? Ar fi numai acele alea care îți arată performanța? Deci gândiți-vă la cât mai multe detalii. Conduc cu bucurie. BMW-ul roșu, nu știu cum de ziceți voi, unde vreți să vă duceți? Că dacă vreți să vă duceți doar până la piață, e cam nasol. Ați luat hârtiuța asta, puteți puneți anul BMW-ului, cilindrea motorului, ai cu cutie automată, cu cutie manuală, cum vreți voi, cât mai multe detalii ajută. Țâmpăturii hârtia, începe să desenați simboluri pe ea, toate simbolurile pe care le știți, dar nu să le desenați doar așa, că n-au niciun sens. Să le activați, da? Ați desenat cu pixul și așa activați. Ciocurei, ciocurei, ciocurei. Se hechi, se hechi, se hechi. Voi deschideți sursa de lumină. Asta ce înseamnă? Îl implicați pe Dumnezeu în povestea asta, al lui BMW-ul roșu pe care îl conduceți voi cu bucurie. Și trimiteți lumină pe proiectul ăsta. Adică, pălmuțele activate ca și cum v-ați face autotratamentul, ori țineți
proiețelul, foicica între palme și îl trimiteți ori la distanță, așa să fie. Îi trimit ceasul lui meu să se transforme într-un Rolex. Se poate? Se poate, de ce nu? Doamne, Doamne, are tiparnița, știți? E destul de ușor să-ți dea tot ce vrei dacă îți dorințe de-astea materiale. Dacă nu-s materiale, s-ar putea să fie chiar mai ușor. Foarte multe lucruri pe care mi le-am dorit, le-am făcut pe sistemul ăsta al proiectului. Adică eu vedeam ceva ce îmi doream. Un loc de muncă, o femeie. Și mă gândeam, Doamne, Doamne, îmi dai și mie? Mi-ar plăcea. Trimiteam la mine. O carieră, o însușire, o... La un moment dat mi-am dorit să slăbesc. Ne-a venit o albină. O, fericire. Frică de albină. E de fine? Este albină. Nu va fi frică, nu o să ne facă nimic. O să vină și o să mă înțepe pe albină. Da, ce mă mai după aia dacă îți asta trăiește mult și bine. Așa, ziceam de... Trimiteți lumină spre ceea ce vă doriți. Cu slăbitul. A vrut să slăbesc. Păi, nu mai știu, o lună, jumate sau două luni m-am uscat. M-am uscat. Vreo 18 kg. Vreau și 5. Știi Reiki? Nu e vorba să trimiți lumină spre asta. E vorba să-ți faci autotratament când ți-e foame. Atât. Știți de ce? Foamea e o chestie divină sau materială? E chiar o chestie demonică. Foame, da? Vorbe serios. E nevoia materialului. Dacă voi îi dați lumină, foamea ce e? Formată din particule, măi. Apoi dacă îți vine la serviciu, nu-ți vine să-ți faci un tratament. De ce? Păi unde îmi făceam? Tot la serviciu îmi făceam. Da? Mă lua foamea, dădeam drumul la lumină. Măi, eu știu cum fac terapie? Omul vine aici, știi cum fac terapie. Vine omul aici și încep să... Eu stau de vorbă cu el. Deci eu pot să stau să muncesc și să trimit lumină? Pot. Pot să... L-a condus și trimis lumină e un pic mai greu la început, că nu e bine la început, da? Nu vă apucați. Dar cât stați la muncă, puteți să vă faceți autotratament. Nu e nevoie neapărat să vă puneți băi mine în cap să se uite toți aia la voi. E metoda ursulețului. O să o găsiți în manual. Vă luați un ursuleț și țineți mâinile pe el, ca și cum ați fi voi, da? E, puteți să eliminați ursulețul din ecuație. Puteți să stați cu mâinile așa. Și voi să vă imaginați. Ciocurei se hechiho așa zeșonem, da? Mâinile mele sunt acum pe cap. Pe 7. Acus pe 6. Acus pe 5. Acus... Și voi stați. Da? Când munciți, voi puteți să vă faceți. Când aveți că nu toți avem muncă non-stop. Mai avem niște de-astea de pauză. Ciocurei se hechiho așa zeșonem, dai comul. La fel. Vă gândiți că vă faceți autotratament, dar spuneți, pentru momentul în care eu la muncă o să am nevoie. Voi faceți acum și autotratamentul vi se face în viitor, atunci când o să aveți voi nevoie. Când vă enervează șeful, nu? Se găsește. Ziceți, întrebări. Questions. Simbolurile astea, v-am zis, conectează la cât un cer. Dacă eu fac în fața mea ciocurei, un pic mai în față, say hey kid, un pic mai în față, poșa, zeșonet, dai comiu, un pic mai în față, și trec prin ele, pășesc, am intrat în ciocurei, am intrat în say hey kid, am intrat în poșa, zeșonet, am intrat în dai comiu.
Eu am intrat până la urmă, am trecut până la nivel de cerob, corect? Țup, 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 m-am dus la nivel de cerob. Și pot să stau acolo, în cerob, și să mă încarc de acolo cu lumină. Și cu iubire, și cu pace, și cu ce mai urmă. 30 de secunde. Vă dați seama cum îmi schimbă mersul zilei? În loc să fiu supărat, nu știu ce, și să continui supărarea, eu mă duc în cerob și mă curăț. Dar cu astea voi o să începeți să jonglați ce e important acum, e autotratament și să învățați simbolul. Da? Că după aia o să fie deprinderea asta și o să... Așa, dă-i o întrebare la urmă. Zoi! Una, o palmă pe ceacră și pe ceacra 1, cealaltă pe 7, deci... Da, asta e baston. Nu, e autotratament rapid. Da. Da, e păi hai să-ți arăt. Autotratamentul rapid e așa. Pun una pe 7, una pe 1, da? Una pe 6, una pe 2. Una pe 5, una pe 3. Și amândouă pe 4. E ok și așa? Și cum ai spus tu? Nu, ăla e rapid. Adică, îți dai seama, e jumate din timp. Asta. Dar e bine la început să vă faceți autotratamentul, varianta aia completă. De ce? Reiki-ul ăsta e nevoie să fie integrat în structurile voastre. Eu stau și vă măsor și să nu vă fac inițierea în așa fel încât să vă bulibășească. Dar o să simțiți ceva în 21 de zile astea. O să simțiți o mică... V-a crescut vibrația. Și carnea are o inerție. Și dacă e mare, e în regulă. De ce? Nu este puțin. Cine are un pahar să prindem albinoiul și să le liberăm în natură? Fără să mă mână. Cineva curajos. Cineva curajos. Știți că eu aveam o chestie cu insecte. Nu, nu, nu. Uite ce frumos. Hai, nu. Uite, nu. Da, da, roșu. Mulțumim. Eu aveam o chestie cu păienjeni. Și acum nu pot să zic am, dar am încercat să mi-o educ, știi? Și mi-era frică de ei. Prima dată îi luam și îi țineam într-un acvariu ca să scap de frica asta. Da, mâncam la ei, își făceau pânză, până se mâncau între ei, ce făceau ei. Dar așa se scapă de lucrurile astea, nu fugind de ele. La un moment dat e, o să ajungi să pui mâna pe păianjenul ăla și să-l pui undeva. Gândiți-vă care e diferența dintre păianjen și voi. Ce puteți să faceți cu Reiki? Asta e o frică, e deja nu că e inconștientă, e irațional frica asta de un păianjen. O fie el veninos, dar pui mie, gata. Trimiteți lumină pe frica asta. Sau o să-mi ziceți, dar nu e frică, e dezgust. Bine, e dezgust atunci, trimite lumină. Cum se trimite lumină la distanță? Asta e foarte important în Reiki. Ați văzut senzația pe care o aveți când vă faceți autotratament, da? Ciocurei se echiponșează și oamenii. Dai pomiu și trimiteți. Către ce vreți voi. Către locul de muncă doar. Către locul de muncă actual. Ca să meargă totul mai bine. Către voi în viitor. Către proiectele voastre, către fricile voastre. Nu mergeți să luați fricile așa la grămadă. Începeți cu câte unul. O să vedeți că un pic de trimis lumina o să scoată ceva la ideală. Ori o să găsiți într-o carte ceva despre frica aia, ori o explicație care să vă ajute să o raționalizați și în felul ăsta să scoateți. Pentru că tot ce e frică e tot pe suflet. Și e tot o entitate feminină. În momentul în care entitatea feminină o trece prin filtrul rațiunii, care e yang, e masculin, luați puterea. E ca și cum ai îmbrăca o femeie frumoasă în uniformă militară. Unora le-o plăcea, dar pui mei. Nu e chiar aceeași treabă. Și pe ce perioadă? Hmm? Pe ce perioadă?
cât timp e nevoie. Nu pot să-ți spun. Pentru că ți-am spus, oamenii sunt foarte specifici. Dacă, de exemplu, la mine o frică se rezolvă repede, poate la altcineva nu se rezolvă la fel de repede. Dacă la mine o neiertare se rezolvă greu, la altcineva poate imediat să se rezolvă. Pe relații, cum se folosește Reiki? Pe relații, există o entitate a relației. Puteți să vă imaginați un triunghi, da? Voi, persoana respectivă și entitatea relației. Entitatea relației, dacă e o relație bună, e un îngeraș. Dacă e o relație mai puțin bună, ce credeți că e? Un drăgșoar. Trimiteți lumină pe entitate. Da? De ce? Dacă e bună relația, o să se facă și mai bună, îngerașul ăla o să aibă putere să, nu știu, readucă partea, să fie acolo nevoie. Dacă e o relație mai puțin bună, de ce stă demonul acolo și de ce stăm noi în relația asta? Avem ceva de plătit. Dacă îi trimitem lumină drăgșorului, e ca și cum i-am plătit. Deci lumina asta din Reiki poate să se transforme în aur spiritual și să plătiți cu ea. La fel se poate trimite și pe strămoși. Toți auzim conceptul ăsta de karmă de neam sau de karmă personală. Bine, un pic greșit conceptul ăsta, dar în fine, ne folosim de el că așa s-a împământenit. E vorba de păcatele, de greșelile pe care e nevoie noi să le plătim. Acțiunile greșite, da? Chokurei, Sei Reiki, 1.61. Dai comiu și trimite în lumină. O să ne vină în cap metodele mai eficiente, pentru că asta, ok, trimite în lumină, plătim. Dar nu e foarte eficient. Da? O să ne vină în cap, du-te acolo, fă aia, sau vorbește cu nu știu care, sau citește nu știu ce și o să-ți dai seama. Dar pur și simplu, trimiterea asta de lumină, de karma de neam, o să scoate, e ca și cum ai aprinde o lumânare pentru strămoși. Dar le dai lumină, la fel, trimițându-le lumină, ei primez lumina asta și nu te mai chinuie pe tine. Vedeți chestia asta să nu faceți în fiecare zi, să trimiteți lumină pe karma voastră de neam. Că o să vă încărcați. Voi trimiteți lumină și dislocuiți niște întuneric de acolo. Care vine pe voi. Pe care le rezolvați prin autotratament. Dacă voi faceți în fiecare zi o oră, trimit lumină pe karma sau pe trecuturile mele, vă vine mult. Trebuie să stați 10 ore în autotratament. Nu-i bine. Faceți și voi o dată pe săptămână. Da? Ce să vă mai zic? Cine are un manual? Ce mai e pe acolo? Să vă mai explic de ce e manual. Iadul. Mersi. Dacă n-am citit manualul ăsta... La fracturi nu se face. La amigdalite, infecții și alte chestii nu se face. Mă întreba cineva dacă avea COVID, dacă se face. Păi, din punctul meu de vedere, se face autotratament, chiar și dacă ai COVID, pentru că tu îți deschizi centri energetici. La COVID nu bacteria e problema. Problema e lipsa ta de suflet, în primul rând. Problema sunt entitățile care vin chemate de bacterie. Bacteria acționează ca o antenă. Atât. Uite, puteți să faceți la plante, la animale tratament. Vedeți plantuțele le cam albi, să nu le faceți mult. Nu știu. Eu sincer nu prea le fac la plantuțe. Andreea, tu cât le faci? 2-3 minute. Dar stăm cu animalul, dacă nu stă, nu vrea să primească. Da. Dacă... și TBC am înțeles că tot nu se poate, da? Ce? Da, da, da. Da, păi la TBC e bacilul, la cancer, bacilul e chestie vie, da? Și la cancer se dezvoltă celulele alea. Dacă tu le faci, le dai lumină, se dezvoltă și mai tare. E nevoie să învățați cum să faceți, știi? Dar dacă voi vă gândiți, băi, eu nu fac la locul infectat, eu fac la centru energetic. Deci nu acum niște bacterii sau la paraziți intestinal, de exemplu. Aia primesc lumină, se dezvoltă. Dar dacă centru energetic al intestinului funcționează corect, paraziții nu au cum să stea. Dacă centru energetic al gâtului funcționează corect, nu poate să existe inflamația. Deci voi vă faceți pe chakra tratament. Faceți acolo pentru buna funcționare a chestiilor lor. Da?
Dar, în general, fracturi... Țin minte, odată jurupsese cineva șoldul și noi nu știam ce are. N-am încă X-ray aici de... Și pun mâna să fac tratament, da? Uite, așa mi s-au ridicat mâinile. Deci eu pun mâna, zic așa, și la un moment dat, cred că ne zic eu noi, mâinile mele erau aici. Păi nu-i fac, frate. Clar e ceva, dacă mi-au dus îngera și mâinile aici, fără că eu să simt. Dacă eu fac autotratament, mie, personal, cu copiii mei, sunt influențați? Să știi că da. De ce? Rezolvi ce-ți vine pe karma, pe tine. Da? Automat copiii preiau din karma părinților. Dacă tu rezolvi, păi ești ca un baraj și ei nu se mai îmbolnăvesc. Dacă tu pierzi din suflet, copiloiul îți completează sufletul, proiectează până la 40% din sufletul lui, poate să se ducă pe pământ, doar pe pământ, pe părinte, doar ca să-i completeze sufletul, înțelegi? Dacă tu ai sufletul la tine, păi nu mai are copiloiul, de ce să-ți dea de la el? Așa că nu se mai îmbolnăvește. Sufletul ăsta, sufletul e partea de Dumnezeu, da? Din noi. Reprezintă protecția divină, sufletul. Dacă noi avem suflet, avem protecție. Nici accidente, nici pierderi, nici ghinioane, incidențe negative, nici de-astea, nici boli. Metoda distanței, metoda ursuleții. Le aveți aici, cum trimiteți în trecut. Rar trimiteți în trecut. Da. Am avut o tandie, o doamnă, care a zis, eu o să trimit pentru karma mea de neam, o să trimit. Și trimitea câte 10 minute pe zi. Păi, de-abia a rezolvat-o după aia. Era nasol. Se chinuia. Uite, metoda fotografiei. Puteți să-i faceți autotratament cuiva folosindu-vă de o fotografie. Sau de un ursuleț. Dacă e de acord. Da. Dacă e să cere neam. Da, e nevoie de acord. Dacă nu e de acord sau nu întrebați sau nu știu ce, trimiteți îngerilor lui. Ce ei știu mai bine? Ce? Sau îi trimiteți lui Dumnezeu pentru el. Nu vă apucați acum, vedeți pe cineva, aoleo, mă doare burta și voi. Stai că știu eu, îți faci pe subirou, pe acolo voi. A, nu te simți mai bine? Poate o ia mai rău. Deci, eu aveam chestia asta. Vedeam un om că e în suferință și ziceam, stai că te ajut, dar am cum să stau cu suferința asta? Adormeau, vomitau, plângeau, erau jale. Și trimiteam foarte puternic. Chiar și învățați-vă să trimiteți, când trimiteți la distanță, să nu trimiteți așa o țârială, să stați două ore acolo, să trimiteți cât mai puternic. E ca un duș, da? Știți capul ăla de la duș de presiune mare? Și voi, pentru că cerul o să vă vadă, că folosiți lumina, o să vă crească din nou DN-ul și PN-ul canalului. Ca să puteți să canalizați mai multă lumină. Da. Da, dar e un pic mai complicat. E vorba și de particule, e vorba și de deprogramare. Deprogramarea particulelor. Tu știi ce poți să faci? Poți să deschizi sursa de lumină pe vaccin. Pe vaccinul care e în tine. Sau pe vaccinul înainte să ți-l faci. De ce nu poți? Nu-l vezi în mâna omului? Păi vezi, antrenează-te și o să poți să faci... Câte simboluri sunt într-o inițiere? Deci prima dată e ăla... Cred că sunt vreo 30 de simboluri pe care le faci la o inițiere de asta, cum v-am făcut. Ați văzut cât de puțin mi-a luat să le fac? De ce? Practică, măi, nu de altceva. Nu sunt un supraom. Nu am super puteri.
la mine lucrurile nu sunt native. Adică undeva e ceva nativ, dar e crescută de mine, de mine, de Doamne, Doamne, că prin el se fac toate. Asta e mișto la Reiki, că orice om poate să facă. Prin practică poate să ajungă acolo unde vrea, Doamne, Doamne. Se crește puterea foarte, foarte mult. Și puteți să ajunge să faceți efectiv exorcism. Eu am avut pe cineva venit de la niște moaște sau nu știu de la ce. Mi-a zis că se simte rău și avem pe vremea aia o bibliotecă. Bibliotecă de-aia veche, cu niște chestii sus, niște uși de-alea de dulap, dar micuțe, pătrățoase așa. Nu știu eu să descriu, că sigur toți am avut din ele. Și îi făceam tratament. În primul rând eu am făcut lac de sudoare așa în două secunde, știi? Și au început ușile alea să bată. Ce? Știi, și n-are cum o ușă de la bibliotecă, de la curent să fac. Da. Se întâmplă lucruri din asta. Te rog, vă fie frică. Prin Reiki voi asta vreau să învățați. Voi canalizați de la Dumnezeu. Deci nu prea se face voia voastră. Se face voia lui Dumnezeu. Cum? Prin îngerași. Deci voi îi canalizați pe aia, nu trebuie voi să stați să vă gândiți, vai, da, dacă greșesc, dar ce ar trebui să-i fac? Băi, fac îngerașii în locul tău, stai tu liniștit. Tu să fii acolo și să fii un canal. Să fii cât mai lipsit de, vai, vreau să-i vindec cancer. Băi, tu trimite îngerii acolo și văd ei ce fac. Poate nu trebuie să vindece cancer. Poate nu trebuie, da, pe cancer nu prea se lucrează și pe chemo, radioterapie nu prea se lucrează. De ce? Vă încărcați voi și sunteți micuți, acum 21 de zile cu voi să fiți. Absolut. Am lipsit la prima oră la inițiere. Așa, dar îți fac la sfârșit. Acum nu îți fac acum timp. Sigur. La copii putem să facem, la copiii noștri. Da, dacă sunt minori. Da. Da, pot să-i facem. Și dacă stă. Când stă. Îi trimis lumina, dacă nu stă. Ha? Da? Eu m-aș concentra mai mult pe mine. Dacă tu ești bine și copilul e bine. Copilul, dacă e cam fără de păcat așa, are el din alte vieți, dar până îi se activează alea, până ajunge la pubertate, când îi se activează alea, ziceți, întrebări? Sunteți lămuriți? Nu m-aș încerca să încerc de mori și nu trage mai citim. Mă știi pe cum mai chiar atât de lămuriți? Ia să vedem... Unde-s videourile mele? Acolo le găsesc. Intru pe grupul, nu? Vreau să văd dacă sunt întrebări, dar văd că nu sunt. Pe pagină. Hai să vedem, poate ne luminează cineva prin niște întrebări. Sau dacă știu eu să ajung la el. Spune-mi. Eu nu reușesc. A, 71 de comenturi. Am găsit. Râd cu lacrimi. Mulțumesc. Bună ziua. Mulțumesc. Câte lumânări? Tot nou în forma de cruce. Băi, nu contează foarte tare câte lumânări. Puteți să le puneți și în formă de X, în formă de V, în formă de 36, în formă de ce vreți voi. Nou în formă de cruce. Dacă vă place chestia asta, aplicați-l. M-am
manicura este confundată cu anahata. Osul pubis la 2 cm sub buric. Da, nu e latus la centimetri sub buric. Eu n-am zis de manicura și anahata. Eu ziceam de chakra 3 și chakra 4. Da, nu știu. Nu găsesc întrebări. Locul de parcare, cum se curăță și se păstrează atât că... Da, mă, e mișto asta. Corect. Puteți să faceți ciocurei să iei și să stea acolo. Da, o să stea nu cine vreți voi, o să stea acolo cine vrea cerul. Dacă deschide sursa de lumină pe locul de parcare. Și puteți. Puteți și pe cele 4 laturi ale locului de parcare. Dar vedeți că asta deja e... Deci deschideți cu simboluri. Nu e de avansat. E chiar de gradul 2. Dacă eu fac ciocurei pe locul de parcare și locul ăla de parcare al meu și eu mi-l plătesc, o să stea acolo altcineva decât eu, doar dacă vrea Dumnezeu. Păi și dacă vrea Dumnezeu, eu îl las. Stai tu acolo, văd de unde parchezi mașina. Mașina protejată? Mașina protejată. Deci pe locul de parcare, pe laturile lui. Ciocurei pe cele 4 laturi. Sus, jos, na, dacă aveți garaj de la de se coboară. În momentul transmiterii la distanță, e necesar să vizualizăm persoana tot timpul? Da. Nu. Voiam să zic nu. Eu mă gândesc, am vizualizat-o, am început să transmit. Și după aia îngerașii o să se ocupe ei. Eu nu e nevoie să stau chiar tot timpul conectat, așa super conectat. Pentru că asta e frumos prin Reiki. Se... Nu lucrezi doar tu, lucrează îngerașii. Tu le dai drumul îngerașilor și ei se ocupă. Da. Întrebări voi. Zbâște acasă atunci. Mulțumesc mult că ați venit. Mulțumesc și vouă, Stora, din online.